cuvântul domnului primar pentru a prezenta ordinea de zi. Și da, sigur că da, mă scuzați, înainte de toate vom începe cu primul cuvânt. Inițiator subțernat. 12.
parcul nostru legitim. Proiectul hotărârii are statul 98.561 din 7.02.2010, în aprobare indicatorul tehnico-economic, documentații tehnicului și indicatorul tehnico-economic, obiectivul de investitor, toată strada Bocca în vădă partea stângă, între strada de la Mea Viteazul, spre locul deja pozitiv, în fața blocului Bocca în vădă 89, inițiator săptămâna. 12. Proiectul hotărârii înregistratul numărul 98.563 din 7.02.2020, în aprobare de documentații tehnico-economice și indicatorul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, proiectarea Acuzalit, partea dreaptă, din intrarea la Olimp, spre care Cernăuț, până la care ferată, inițiator subționat. 13. Proiectul hotărârii prin înregistrarea înregistratul numărul 98.551 din 7.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnic pentru obiectivul de investiții de adaptare tehnică în vederea programului prelungit Micoprins. Municipiul Rădăuți, inițiator subțional. 14. Proiectul de hotărâre înregistratul numărul 98.552 din 7.02.2020 privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multilaterale, multianuale, la obiectivul de investiții, reabilitare termică la grădința program prelungit Micoprins, Rădăuți, inițiator subțional. 15. Proiect de hotărâre înregistratul numărul 98.571 din 12.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorul tehnic pentru obiectiv de investiții, reabilitare, extindere gard, gard, școală generală, Morunul Gheorghe Popadiu, inițiator subțional. 16. Proiect de hotărâre înregistratul numărul 98.572 din 12.02.2020 privind aprobarea creditului de angajament pentru acțiuni multianuale, la obiectivul de investiție, reabilitare, extindere gard, școala generală numărul 1, Gheorghe Popadiu, inițiator subțional. 17. Proiect de hotărâre înregistratul numărul 98.578 din 14.02.2020 privind aprobarea documentației tehnicului și indicatorul tehnicului pentru obiectivul de investiție, extindere ce apă, strada Tolocii Bucră, municipiul Rădăuți, vers Ceau. Inițiator subțional. 18. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.576 din 14.02.2010, când a aprobat documentația tehnică și a indicatorul tehnic de obiectivul de investiție, extindere țele apă, strada Fundătura, Cuza Vodă, municipiul Rădăuți, inițiator subțional. 19. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.577 din 14.02.2020 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnico-economic pentru obiectivul de investiții, extindere de țele de apă, strada Fundătura, rețele de canalizare, strada Fundăturii, Fundătura Cuza Vodă, municipiul Rădăuți, inițiator subțional. 20. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.541 din 31.01.2019 prin aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuți și a unității informații Consiliului Local în municipiul Rădăuți pe anul 2020. Inițiator, subsemnat. 21. Proiect de hotărâre în statul numărul 98.547 din 5.02.2019 prin modificarea statului de funcții al aparatului de specialitate a primarului municipiului Rădăuți în vederea transformării unei funcții publice în executiv al Marei Finanțării pe alte stadii de către un funcționar public din compartimentul autorității locale de transport și autorizare comercială, inițiator subțional. 22. Proiect de hotărâre în statul numărul 98.547 22. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98.544 din 5.02.2020 prin aprobarea modului de completare a registrului agricol pentru perioada 2020-2024, inițiator subționat. 23. Proiect de hotărâre înregistrat cu numărul 98.575 din 13.02.2020 prin reprezentarea în justiție a Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, inițiator subționat. Diversi. 23 am zis. Să vor citesc diversii, după aia propunem. Adresa instituției prefectului numărul 92
din 1897, din terzeci, pe 2, din 29, 01, exact, primerea redus numărul de 2454, din 11, 02, 2020. Adesea este pe prefectul numărul 22.896, pe 10, pe 2, din 29.01, lăsată primărie de adăuți, sub numărul de 2.456, din 11.02.2020. Solicitarea doamnei Irică, domnica, lăsată acum zi local, numărul 98.547, din 7.02.2020. Note de informare prin protecția datelor cu caracter personal, lăsată cu numărul 98.566, din 11.02.2020. 5. Adresa numărul 79 din 10.02.2020, Maron, SRL, lăsat la Consiliul Local, 98.565 din 11.02.2020. Lui Directorat al domnului Chifar, Robert Cătălin, lăsat în primăria Gădăuți, cu numărul 2633 din 13.02.2020, în vizită de măcare a Arcele 235 din 21.10.2019. Și acum, propun pentru suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte. 24. Proiect de hotărâri numărul 98.560 din 19.02.2020, invalidarea mandatului Consiliului Local al doamnei Popescu Angelica, inițiator subționat. 25. Proiect de hotărâri numărul 98.593 din 19.02.2020, prin desemnarea unui consilier în cadrul Comisiei pentru Activitații Social, Culturare, Sănătate, Sănătate, Familie, Muncă și Protecție Socială, Sport, Domeniu și Protecția Copiii și Tinerii, indicată Consiliul Local. 26. Proiect de hotărâre privind numărul 98.594 din 19.02.2020, aprobarea documentației tehnice și indicatorul tehnic pentru obiectiv de investiții, creștere eficienței energetice a clădirii C1, Spitalul Vechi, cadrul Spitalului Municipal, Sfântul Drum, Dr. Cosma Ședrean, inițiator subționat. La diverse aici mai sunt două solicitări. Una, solicitarea unor cetățeni din strada Tolocii, arestată cu numărul 98.582 din 18.02.2020, privire la aprobarea proiectării și execuție și extinderii țeagă armeta în altă canal în strada Tolocii, începând cu 1 mai, din început, din strada 1 mai. Și brațarea doamnei. 8. Punctul de vedere a direcției tehnice înregistrat cu numărul 98.565 din 18.02.2020, privind la adresa numărul 79 din 10.02, secție Pharma Rom, SRL, Pharma, înregistrată, deci nu sunt înțelegat de tip farmacie, da? Înregistrată cu punctul numărul din 98.565 din 18.02.2020. Da, mulțumesc. Vă mulțumesc că ați avut și propunerea de suplimentare a ordinii de zi. Dacă mai sunt alte discuții? Ile am pus aprobă ordinea de zi și după aia. Ai fost consilierul. Dacă nu mai sunt alte propuneri, propun validarea ordinii de zi cu suplimentarea. S-a propun inițial suplimentarea ordinii de zi. Cine este pentru? Mulțumesc. Propun spre validare ordinea de zi în forma amendată. Vă rog. Întâi validare. Validarea cu... Validarea consiliului. Să schimbi ordinea. Să schimbi ordinea. Solicitați să schimbi ordinea de zi? Întâi validarea. Dar de ce aceea are? Dar de ce să schimbi ordinea? Păi, dar propuneți să supune la vot. Deci propuneți dumneavoastră, domnul Cătălin, de lucrul acesta? Da. Să modifice ordinea, întâi validarea doamnei Popescu și după aceea în ordine restul. E și logic. Stă o ședință întreagă aici și nu are drept de vot? Sigur. Ce e asta? Sunt geloș aici. Domnul Nicolau, ce ați spus, așa înțeles? Cat? Toată lumea. Poftim? Nu, e rezolvat. Punctul 2.5 se devine punctul 1. Ok. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot ca punctul numărul 24 să devină punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Alte schimbări sau alte propuneri? În cazul acesta propun eu
controverse, să fie discutate automat, să fie discutate automat după, după validarea doamnei, doamnei doctor. Dacă nu aveți ceva împotrivă, deoarece sunt foarte mulți locuitori aici, cred că este imperios necesar să discutăm lucrul acesta, mai ales că din ce am citit în materiale de ședințe, solicitarea lor presupune practic o modificare și în buget. Vă mulțumesc. Deci mai întâi să pun la vot propunerea domnului Carcalete de modificare a ordinii de zi. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Împotrivă? Nu. Abțineri? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulțumesc. Și supun, supun la vot și modificarea privind rubrica diverse. Cine este pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mulțumesc. Prin urmare, vom începe propun la vot ordinea de zi în formă amendată. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect de hotărâre numărul 9898-590 din 19.02.2020 din invalidarea mandatului de consilier local al doamnei Popescu Angelica. Comisia de Administrație Publică? Comisia de Administrație Publică a zis favorabil. Mulțumesc. Cred că mai era necesar un aviz aici. Comisia de validare. Comisia de validare. Comisia de validare. Mulțumesc. În continuare, dăm cuvântul doamnei doctor pentru a depune jurământul. Ce faci, Popescu? Da, prima dată validăm mandatul de consilier al doamnei Popescu. Scuzați. Cu vot deschis, dar fără participarea doamnei Popescu, mă scuzați. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Continuăm cu jurământul. Consilier în cadrul Consiliului Local al Municipiului Rădăuți, județul Suceava, în conformitate cu prevederile articolului 32 din Legea Administrației Publice Locale, din numărul 215 din 2001, republicat cu modificările și completările ulterioare, depun în fața Consiliului Local următorul jurământ. Jur să respect Constituția și legile țării și să fac cu bună credință tot ceea ce stă în puterile și priceperea mea pentru binele locuitorilor Municipiului Rădăuți. Așa să-mi ajute Dumnezeu. Da, după cum bine am spus, continuăm, continuăm ședința cu rubrica diverse, după care vom intra efectiv în tot ce înseamnă proiectul hotărâre. Mai întâi vom începe cu adresa instituției prefectului, județul Suceava, numărul 2227, în data de 29.01.2020, înregistrat la legislatura primăriei Rădăuți 1, secretar general, poate ne puteți da mai multe informații. Thank you.
subiectul mine, transmite avizul privire la hotărârile adoptate în ședința de 9.12.2019, de la 270 la 277, face câteva precizări cu privire la prevederi de curte administrativ, cu privire la tomarea în procesul de bala ședinței și cu privire la aprobarea la avizul dat de comisiile de specialitate. Și anume, trebuie să se respecte cu formul prevăzut de lege. Dacă sunt întrebări? Dacă nu sunt întrebări, trecem la adresa inspecției prefectului numărul 22.896. Vă rog, domnul secretar. În această adresă, de asemenea, se transmite avizul pentru mare în parte din hotărârile adoptate în ședința de 27.11.2019, de la 255 la 269, simplu hotărârile, și anume avizul pentru 255 la 262, la 266 la 267 și 269. Cu privire la, din nou, precizări la aprobarea procesului verbal la cel de fiecare ședințe, această precizare se face în vedere că în anumite ședințe nu sunt care au loc extraordinare, ședințe extraordinare, fiind convocate în termen scurt, procesul verbal din ședința anterioară nu este finalizat. Și anume le supunem aprobări în ședințe ordinare, nu în extraordinare. Nu este o sancțiune pe procesul, în momentul când este timp suficient astfel încât să fie deja redactat procesul verbal, îl aprobăm chiar și în extraordinar. Referitor la hotărârea 257, se atrage atenția, s-a aprobat contul de execuție în luna noiembrie, ședința de noiembrie, vor trebuia să se aprobe în luna octombrie. Mulțumesc! Mai simt. La hotărârea 259, este hotărârea prin care s-au aprobat manifestările sărbătorilor de iarnă, se recomandă ca pe viitor să prindem în preambulul hotărârii și prevedere referitoare la ordonanța 195/2002 și ordonanța OUG 14/97 cu privire la drumuri, având în vedere că prin acele hotărâri se aprobă și închiderea unui consum de drum. Înțeles că aveți poliției locale, procedura este corectă, dar și în preambul să prindem aceste ordonanțe. Referitor la hotărârea 262, prin care s-a modificat o poziție de stat de funcție, se recomandă să modificăm statul de funcție și în totalitate. Aceasta se întâmplă la nivelul resurselor urbane, în timp se actualizează după hotărârea de Consiliu și statul de funcție. Referitor la hotărârea 263, se cer relații, este acea hotărâre prin care s-a prelungit contractul de dare la administrarea serviciului de termoficare, adică servicii comunale, și întreabă prin contractul, în contract exista un capitol în care spunea data contractul nu mai poate fi prelungită peste acest termen. Am făcut deja, există de la serviciul de specialitate un punct de vedere pe care vom transmite instituții prefectului. Consiliul local a hotărât că nu mai poate fi prelungit peste acest termen anterior pentru hotărâre din 2018, însă la data de față, având în vedere perioada de iarnă și obligativitatea administrației publice locale de a asigura continuitatea serviciului de termoficare, s-a revenit asupra acestei hotărâri, astfel încât s-a prelungit până la aprobarea unui studiu de oportunitate și concesionarea serviciului sau din ce anume la hotărâri Consiliul Local. Referitor la hotărârea 264, se cer documente cu privire la înscriere în carte funciară. Am solicitat în carte funciară documente actualizate și le vom invita. Cu privire la hotărârea 265, se solicită revocarea hotărârii. Este hotărârea prin care s-a aprobat trecerea din domeniul public în domeniul privat a acelui metru pătrat de teren și concesionarea către solicitat în vederea funcționării unui cabinet medical somatologic, a tot fost discuție, în discuție hotărârea urmare unor solicitări a vecinilor. De data aceasta, instituția prefectă ne cere revocarea și anume că nu s-au făcut toate procedurile pe care consideră instituția prefectului trebuia făcute și anume.
inventarierea, scăderea din inventarul domeniului public și completarea inventarului domeniului privat, înscrierea cartea funciară și ulterior concesionarea, spunând că ar trebui pe etape separate. Noi am făcut, în baza acestei hotărâri, aceste etape, ulterior. S-a adoptat hotărârea, după care s-a mers la carte, s-a scris din domeniul public în domeniul privat, s-a încheiat contractul de concesiune, s-a mers la carte de nou și s-a scris folosința în baza contractului de concesiune, astfel încât etapele sunt acoperite. Vom răspunde aceste lucruri din punctul meu de vedere de instituții prefectului, ne fiind necesară revocare. Dacă considerați altfel, vă rog să spuneți ca să știm cum să procedăm. Este ilegal cum s-a făcut de către noi? Nu. Aia este recomandarea instituției prefectului, nu? Da, da. Nu există o procedură clară. Legea Codul Administrativ, OG57, ar trebui să fie urmat și de niște norme de aplicare. Există un ordin al Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice Locale în fază de proiect pe site-ul instituției, dar nici acolo nu are interzice. Nu este în vigoare de față. N-ar interzice adoptarea într-o singură hotărâre, așa cum s-a făcut la nivelul Consiliului Local de Dunăs. Acolo unde legea nu distinge, nu distingem nici noi, nu? Nu, este chestiune formală, nu e chestiune de fond. Da, da. E chestiune formală, doar nu s-a încărcat nimic. Nu, nu, e greu. Procedură. Da. Nu au fost respectate. Da. Referitor la hotărârea 268, ni se transmite dovada exercitării de control financiar preventiv. Este vorba de o viză, între timp s-a vizat și din punct de vedere CPP și se transmite în instituție. Atât ar fi pe această adresă. Mulțumesc, la eu urmă, mergem mai departe. E vorba despre doamna Ilica Domnica, domiciliară în municipiul Rădăuți, starea mea votară numărul 50. Domnia ei solicită la pe ordinea de zi a Consiliului Local să se anuleze contractul de concesiune 5871 prin data de 27.04.2016 încheiat între municipiul Rădăuți și Asociația Utilizatorilor de Pășune Rădăuți Bucovina pentru următoarele motive. Nu a fost respectat amenajamentul pastoral, au fost raportate lucrări care în realitate nu s-au efectuat, asociația nu avea voie să subînghireze pășunea, sub închiriere este interzisă sub sancțiunea nulității absolute. Iar doamna Ilica Domnica a plătit în mod direct domnul Onica Anelă, cu sumă anului 2018, o sumă de 6.700 de lei pentru subînghirierea suprovației de 15 hectare de pășune, iar locatarul are obligația să utilizeze fondurile obținute din subvenții europene în vederea realizării lucrărilor prevăzute în amenajamentul pastoral. Dacă ne poate oferi domnul consilier local din Ion Cătălin un punct de vedere, am văzut că este președintele acelei comisii de verificare. Mulțumesc. Da, în calitate de președinte a comisiei, am verificat cele sesizate de doamna Ilica și am constatat că lucrurile sunt reale. Ceea ce ne reclamă doamna este real. Și de aceea am solicitat domnului primar să inițieze un proiect pentru anularea contractului de concesiune. Mai mult decât atât, sunt și niște infracțiuni penale acolo, ar trebui să-i dea și parchetul. Înțeles, mulțumesc, domnul consilier Alman. Vreau să aduc aminte domnului Miron, n-am venit cu el. Nu știu dacă este legal ce spun el, având în vedere că doamna are vreo 7 hotărâri judecătorești, definitivi și executori. Ceea ce ați menționat dumneavoastră aici, tot nu știu dacă mi-e corect. Rog că, probabil, vor veni și crescătorii de animale să li se dea cuvântul când vor veni, când au spus că vin așa. Și aduc aminte că dumneavoastră ați făcut un proces pe data de 28 mai. Animalele au ieșit după 1 iunie la păscuri. 1, 2, până pe 5. Ei au venit. De pe data de 25 au început și ceea ce scrieți dumneavoastră trebuie dovedit. Nu știu. Atunci când vor veni crescătorii de animale, să-și pui punctul de vedere. Vor apărea și rog ca să... un amendament, când ori vine ei, să aprobe și problema asta. Susțină, domnul Miron. Mulțumesc, ai discuție? Deci, domnul secretar, ca să sunteți cu legea, spuneți procedurile care sunt, că nu am nici cu contribuie, că nici cu doamna Ilica, nici cu judecătorii. Dacă vă respecta legea, să vorba de judecătorii, dacă avem bază legală să respectăm contractul. Domnul secretar, vorba de respectarea contractului de arendare. Cu plus am constatat eu că nu a fost respectat în
Deci contractul de angajare nu poți respecta. Da, noi avem un contract de închiriere, a trebuit prin licitație publică cu Asociația de Crescători de Animale. Într-adevăr, conform contractului, asociația are anumite obligații. Dacă, într-adevăr, nu s-au respectat obligații, se prevăd sancțiuni care duc până la rezilierea contractului. Acum, având în vedere că este vorba de 28 mai 2019, se face o analiză de către compartimentul de specialitate pe cele sesizate, pe documente puse la dispoziție de către crescători de animale din acea asociație. Știu că periodic se aduc procese verbale privire la lucrări de executate, privire la cantități și asta nu mă pot pronunța, nu e specialitate. Există posibilitatea rezilierii, dar nu se respectă prevederile contractuale. Rezilierii prin înspate. Mulțumesc, domnul Jebana. A spus domnul Neron că nu s-a respectat legea din punctul lui dumneavoastră de vedere, cine nu a respectat. Deci, contractul din chirie, dar erau niște obligații imperative pentru chiriaș. Trebuia să fac niște amenajamente pastorale pe care nu le-au făcut, doar le-au declarat. Așa am constatat noi atunci. Comisia a făcut ce s-a constatat. Și am propus rezilierea contractului. Domnul consilier Mutrescu? Domnule primar, vă solicit chiar în imperios rezilierea contractului. Cele spuse de domnul Mieron sunt adevărate. Într-adevăr, asociația nu a respectat și trebuia să facă și scria în contract. Mai mult, s-a înregistrat la sediul primăriei toate procedurile verbale care trebuia făcut într-un singur zi. Vă solicit chiar rezilierea contractului. Domnul Anca? Domnule primar, mă opun categoric rezilierii contractului și motivele. Deci pe același sau deci pe aceste porțiuni sunt oameni care au două, trei mari, care prin asta trăiesc domnul Miron și nu se poate distința. Și acum, mai este și partea cealaltă care au concesionat sau încheiat. Ce facem? Distințăm pe toate? Vreau răspuns. Da, domnul consilier, e vorba de respectarea unui contract. Noi am comisia constatat că contractul respectiv nu a fost respectat. Lucrul acesta l-am invocat și acesta a fost motivul care a solicitat rezilierea. Eu și aduc la cunoștință că este un proces verbal făcut de asociație împreună cu poliția locală, ca să știe. Tocmai aici e problema că procesele ale verbale sunt mai mult dubioase. Așa. Și până la urmă să ascultăm de oameni și să-și depună și unul și altul aceleași argumente, că nu putem. Și vă spun altceva. Nu-i putem scoate de pe imaj, ca să asculte toți. Oamenii care au două, trei bani și poate să trăiesc, domnule Miron. Total greșit. Deci total greșit. Nu vă supărați. E total greșit cam cum se interpretează aici. Cu stimă. Trebuie modificat în legea. Domnul consilier Bocescu, vă rog. Domnul consilier Hapman, chiar nu înțelegeți ce-i vorba? Eu nu înțeleg. Care parte n-ați înțeles-o? Se spune că nu s-a respectat. Închideți microfonul. Nu avem noi microfoane deschise. Ești tu. Aici vorbim interzicarea legislației și noi să nu înțelegeți. Ne spuneți că sunt vaci tolate. Sunt vaci tolate. Vorbești mai departe. Domnul deci, e vorba despre altceva. Interzicarea legislației. Mie nu spune să plece cei care au două, trei vaci tolate. Ce vreau să înțeles în treaba asta? S-au făcut ceze verbale care sunt false. Ce vă știți? Domnul Mutrescu, eu te-am v-am înțeles. Dar se referă că s-a făcut pe data de 28 mai o analiză acolo, pe imagine s-a făcut. Dar vreau să spun, a fost contactat președintele de asociație și alții. A fost contactat. Dacă nu, poliția a făcut procesul de ceva? Ne-am respectat. Haideți să vorbim cu domnul Miron. Deci toate chestii procedurale au fost respectate. A fost invitat pe toate părțile și a exprimat puncte de vedere. S-au cerut documente de la toate părțile. Iar concluzia a fost pentru rezilierea contractului, comisia în unanimitate a solicitat aceasta. Acum, domnul Miron, dintre ce m-am dat că vine la anul altcineva, nu-i convine, hai să rezilierăm iară contractul. După ce s-a creat un contract, obligația părților era să respecte în totalitate. Eu cred că s-o respecta, domnul Miron. Vă rog, haideți să nu intrăm. Da, s-o respecta. Nu mai discutăm. Deci, iar spun pe domnul Mătrescu și pe domnul Hapman. Dacă domnul Mătrescu știți că sunt false, vă rog frumos să exact organele abilitatului statului, pentru că colegul dumneavoastră din partid a fost președinte în comisie. Îl cheamă Login Andrei Bogdan.
Domnul primar, vă rog frumos să nu precizați persoane care nu s-au aflat aici. Domnul primar, vă rog foarte, foarte mult, nu e nevoie să precizați numele altor persoane care nu s-au aflat aici. Aveți timp în campania electorală, discutați cu dumnealui, în confruntări, nu să doriți. Dar vă rog frumos să nu-i precizați numele. Vă mulțumesc foarte mult și să revenim la ordinea de zi. Domnul președinte, dumneavoastră nu îmi spuneți mie ce trebuie să vorbesc. Domnule primar, în calitate de președinte de ședință, nu vă pot spune ce să vorbesc, dar vă rog frumos să nu precizați alte nume. Vă rog frumos să-i răspundeți strict domnului Potrescu. Mulțumesc. Doi, vă să vă pune la dispoziție toate procesurile verbale de anul trecut, în care eu sunt chiar. Cât sunt procesele verbale? Deci, câte știu eu, sunt chiar de o comisie. De o comisie care a fost picat în primărie, prin dispoziția primarului postului, nu? Și o să vă pune la dispoziție și dacă dumneavoastră considerați că sunt falsi, este Pitu Norman Dinescu, o cădire acolo. Nici o problemă. Vă mulțumesc dacă mai sunt alte discuții la acest punct. Mulțumesc dacă nu mai sunt, mergem mai departe. Cu o notă de informare privind protecția datelor cu caracter personal înregistrate la primărie sub numărul 98566 din 110-02-2020. Vă rog frumos, domnule secretar general, să ne faceți o scurtă prezentare. Mulțumesc. Această notă de informare o ați avut-o la mapă, privește, printre alte, prezentarea cu caracter general activității primăriei și atribuțiile privind protecția datelor cu caracter personal și, de asemenea, obligația dumneavoastră de a respecta aceste norme legale cu privire la protecția datelor cu caracter personal, având în vedere că intrați în posesia mapei de ședință care conține date cu caracter personal, nume, adrese, codul numerice personale și așa mai departe. Dacă, așa cum ați și citit, în partea a doua a acestei prezentări, vi se atrage atenția cu privire la aceste aspecte. Dacă credeți... Am o întrebare, domnule secretar general. De ce tocmai acum vine acest... Acum implementăm și la nivel de primărie a fost procedura de numire a persoanei responsabile cu protecția datelor cu caracter personal. Acum implementăm procedura și la nivel de primărie și la nivel de Consiliul Local. Înțeles. Dacă sunt discuții, domnul Vază? Am văzut că au apărut pe site-ul primăriei contratele publice. Cele de acolo pot fi făcute publice prin anumite rețele de socializare, de exemplu? Cât timp ele sunt deja bineînțeles. Da? Ok, da. Sunt contracte cu caracter public. Au stat foarte mult răspunsă de asta. Unii au mai stat în posesia lor după multe luni pe aici, dar le aprecia faptul că se pare că au revenit contractele. Deci nu e o problemă dacă spune de ce o televiziune, de exemplu, am 11.000 de lei pentru un contract, evident, pentru o activitate banală, când alții s-au oferit să facă respectiva activitate gratisă. Deci putem să facem publice cât timp sunt contracte între primărie și respectivele instituții, da? Instituția le-a făcut publice, domnul consilier. Dar după câte rugăminți și după câte amenințări, ca să spun așa. Da, vă mulțumesc. Haideți să vă gândim. Aveți filmulețe, domnul. Aveți filmulețe? Nu, dumneavoastră. Am zis filmulețe. Văd că mă urmărește imaginea în Bogdan Lobin. Asta e de bine, să știți. Mulțumesc, haideți să nu deviam de la subiect, dar trebuie să avem discuții vis-a-vis de acest domnul Bilon. Îți întreb dacă contractele care sunt state au și clauze de confidențialitate sau nu. În cazul în care au, se pot face doar cu acordul celor de părți. Domnul secretar general? Secretar, ce fost secretar general? Pe bani publici? Aveți dreptate ceea ce spuneți dumneavoastră, cei care au obligația de a de a aduce la cunoștință publică, au în vedere aceste aspecte. Nu e ușor, nu am să că... protecția datelor, drepturilor de autor sau de proprietate intelectuală. Exact, asta da. Dar nu e un nonsens ca pe bani publici să ascunzi anumite informații, că sunt bani publici în contact. Se contează. Dacă vor fost la licitație și el vrea să nu se facă public, nu se face. Nu cred că nu. El sau dumneavoastră, sau îndoi. El mai respectiv, nu sunt primării. Eu cred că tot ce ține banul public trebuie să ajungă și la urechile și ochile de obținere. Sunt asemenea contracte care nu sunt pe site puse din cauza că... Nu trebuie, nu știu. Nu cred că sunt, nu am la conștiință să fie un asemenea contract. Nu am la conștiință cei
de achiziție, care exista un mic eveniment să poseze un contract după ce s-a luat decizia de achiziție. Mulțumesc, parte de discuții. Dacă am mai să de discuții, trecem mai departe la adresa numărul 79, din data de 10.02.2020, a SC Fal Maron, SRL, înregistrat la Consiliul Local. Mulțumesc. Este vorba despre o solicitare din partea acestei societăți. Sunt trei variante pentru organizare de palații capitală de mobilizare de SRL. Vă rog, domnul profesor, o convidere de aici, mulțumesc. Deci, Delgaz Gridu are în programul lui o realizare, o investiție pentru îmbunătății energie, transport energie electrice în zona, în special în zona Ștefan cel Mare, în anumite puncte de consum. Și au propus trei variante. E vorba de bugetul lor, propriu și personal. Au propus trei variante. Primele municipiului redus direcția tehnică, într-unul cu ne-am consultat cu specialiști în domeniu. Și primele două variante ar fi agreabile pentru municipiul Răduț. V-am scris în răspunsul meu care variante, avantaje și dezavantajele care sunt pentru punctul 1 și 2. Menționez la punctul 1 și Delgaz Grid înclină pentru punctul 1 din acel răspuns. Strada Putnic, pardon, scuzați, strada Putnic. Nu pot participa la discuție. Deci, deodată este un răspuns la ei, ei vor veni cu un certificat de urbanism, dacă agrie, vor veni și atunci va obliga trece prin Consiliul Local. Se va face un proiect de hotărâri. Mulțumesc frumos, alte discuții. Dacă nu sunt alte discuții, mergem mai departe. Este vorba de plângerea prealabilă a domnului Chifan Robert Cătălin, înregistrat la Primăria Rădăuț, sub numărul 2633 de 1302-2020. Dați-mi voie să dau citirea acestei plângeri. Domnul Chifan solicită să dispună revocarea hotărârii de Consiliu numărul 235 de 21.10.2019, prin care se aprobă schimbarea destinației din strada cu sens unic în parcarea tronsonului din strada Piața Unirii, identificat cadastral ca partea imobilului respectiv, în suprafață de 4.180 de metri pătrați și montarea trei bariere de acces ieșire pentru parcarea cetat, respectiv în dreptul sucursalei UniCredit Bank, în dreptul CheckBank și la ieșirea pe strada Libertății și la intrarea în parcarea de taxi. Întrucât acest act administrativ este nelegal și netemeinic. Practic, domnul Chifan este proprietarul imobilului apartament numărul 15, stat în blocul Turne, pe strada Piața Unirii numărul 33, iar accesul spre acest imobil se face pe strada cu sens unic, tronson parte din strada Piața Unirii cu intrarea din dreptul sucursalei UniCredit Bank. În prima HCR-ul numărul 235 s-a schimbat destinația din strada cu sens unic în parcare a tronsonului respectiv, din strada Piața Unirii, respectiv în dreptul sucursalei UniCredit Bank, în dreptul CheckBank și la ieșirii pe strada Libertății. Iar numele lui ne spune că nu s-a avut în vedere faptul că în acest mod se îngrădește dreptul de acces al liberalelor pe strada din fața blocului, respectiv această stradă nu mai există. În același fel este împiedicat accesul mașinilor de pompieri al salvării, pentru că acestea este restricționat, efectuându-se doar pe bază de cartelă, mă rog, și cu plata unei taxe de parcare. În prezent, dispoziția, practic, adoptarea acelei hotărâri numărul 235, obligă locuitorii blocului Turn să parcheze la o distanță de 250 de metri față de locuința de domiciliu, pentru că li se aplică același regim cu a persoanelor care au treabă în zonă și parchează în această parcare temporar, pe ce trecându-se taxe de parcare ori de câte ori vin acasă și trebuie să plece din nou cu treburi domestice necesar de serviciu. În această situație, un liberal ajunge să plătească taxe de parcare de 4-5 ori pe zi, cel puțin ajungându-se la taxe lunare pentru parcare, de 800 până la 1000 de lei. Practic, dumnealui, raportat la aceste considerente, apreciază că actul contestat este nelegal și se impune revocarea sa. Iar inițiativa Consiliului Local este de apreciat, însă demersurile efectuate trebuie să nu aducă atingere drepturilor constituționale recunoscute de ceilalți.
se impune a fi respectat dreptul de proprietate de a petentului, dreptul acces pe proprietatea ta, și precum și libertatea de mișcare. Iar, de asemenea, hotărârii Consiliului Local trebuie să respecte principiul legalității, egalității cetățenilor, proporționalității și satisfacerea interesului public. Este real că spațiul din jurul locului este spațiu public, însă gestionarea acestuia trebuie făcută cu respectarea persoanelor care locuiesc în zonă, care au calitatea de liberan și trebuie să aibă un regim diferențiat față de persoane care parchează în zonă, în regim temporar. Astfel, actorul administrativ trebuie să aibă în vedere soluții clare, necesare a fi puse în operă ca urmare a schimbării destinației din stradă cu sens unic în parcare. Mai mult de atât, locuitorii blocului Turn din strada Piața 1-33 sunt discriminați în comparație cu alți locuitori ai municipiului Rădăuți care parchează pe locuri din zona lor rezidențială, fără a li se percepe taxe de parcare. Apreciem că hotărârea Consiliului Local nu respectă dispozițiile legii nr. 350/2000. Pe de o parte, nefiind respectat puzul în speță, vorbim de o zonă centrală, iar pe de altă parte, existând un put al zonei de interes. De asemenea, apreciem că nu au fost respectate dispozițiile articolului 136 din Ordonanța de Guvern nr. 57/2019 și dispozițiile legii nr. 24/2000. Rugăm să ne puneți la dispoziție documentația ce a stat la baza elaborării proiectului de HCR. Stimați colegi, dacă îmi dați voie, chiar atunci când s-a discutat hotărârea Consiliului Local, dacă vă aduceți aminte, am adresat această întrebare: ce se va întâmpla cu riverani? Nu ni s-a oferit un răspuns foarte clar vis-a-vis de solicitarea mea, însă solicit, este imperios necesar să rezolvăm acest lucru, deoarece nu cred că este posibil ca un riveran, un cetățean al municipiului Rădăuți, să plătească pentru parcare sume între 800 și 1000 de lei, iar altora, achitând o taxă de parcare pe un an de zile, să plătească 100 de lei. Toți suntem rădăuțeni, toți plătim taxe și impozite și eu consider că ar trebui rezolvat acest lucru. Prin urmare, aș vrea să solicit domnului secretar mai multe, să spun așa, explicații vis-a-vis de solicitarea domnului Chifan, dacă a existat o corespondență cu primăria, cu dumnealui, ce răspunsuri a oferit domnului Chifan, da? Și ce soluții s-au găsit. Vă rog foarte, foarte mult să mă dați acest răspuns. Mulțumesc! Din ce știu, a existat o corespondență cu domnul Chifan, însă nu prin compartimentul juridic, nu am semnat niciun răspuns. A ajuns ulterior o sesizare privire la întârzierea unor răspunsuri și astfel am aflat că există o corespondență. Privire la cererea prealabilă, din punctul meu de vedere, o consider prematură introdusă. După hotărârea din Consiliul Local, la articolul 2, alineatul 2, se prevede. Regulamentul de organizare și funcționarea sistemului de parcare, plată, va fi aprobat ulterior. Deci, în momentul de față, nu se interzice accesul riveranilor. Regulamentul trebuie elaborat, supus aprobării Consiliului Local, atunci se va dezbate, se vor face propuneri și soluții pentru liberali și pentru ceilalți. Eu am înțeles lucrul acesta, dar conform HR-ului de montare a barierelor, punerea în aplicare, practic, se face după aprobarea regulamentului. Este vorba de funcționarea barierelor, nu de acces. Prin accesul se va face în baza unui regulament aprobat de către Consiliul Local. Uitați-vă! Hotărârea de Consiliul Local, numărul 235/2019, semnată de președinte Dan Patru și contrasemnată. Și este oportună dispariția acelei străzi, practic transformarea ei în parcare? Dumnealui asta solicită. Este ce anume? Dispariția acelei străzi, da? Și transformarea ei în parcare? Este vorba de un tronson de stradă, Piața Unirii. Piața Unirii este o stradă foarte mare, inclusiv în zona unde este primăria. Și dacă mai permiteți o întrebare... Consiliul Local a aprobat modificarea din stradă cu sens unic în parcare, în baza avizului Poliției Rutiere. Deci este o hotărâre de Consiliul Local aprobată legal. Am înțeles lucrul acesta. Vă rog, domnul consilier. Da, voi cred. Am înțeles că la 1 martie se vrea să dă drumul la bariere. E clar că nu se poate merge pe varianta asta cât timp nu avem o regulă pentru liberarea de acolo, care, din punctul meu de vedere, trebuie să integre gratuit.
Păi dacă îți ajung la bariera 1 martie, fără un regulament pe zona asta, deja se bat cap în cap. Ce fac respectivii oameni până facem regulamentul? Domnule primar, dacă ați avut o corespondență directă cu domnul Chifan, da? Vă rog frumos să spuneți ce soluții ați găsit pentru rezolvarea acestei probleme. Mulțumesc. Deci eu cu domnul Chifan am ce probleme să rezolv. Domnul Chifan este un scriitor, are cred că vă 20 de adrese făcute până acum la noi cu aceleași probleme. Și s-a dat răspuns că în momentul când s-a dat în folosință acea parcare, este parcare exact cum plătesc celălalt abonament și conform regulamentului pe parcări, cum avem noi aprobat, deci la celelalte blocuri așa va plăti și domnul Chifan. În care scrie foarte clar, regulament de la 18 la, până la 20 dimineața sau la 17 sunt ca duminica. Asta scrie regulamentul care este aprobat dumneavoastră. Exact și fiecare cetățean de Lăzăuță are aceleași drepturi. Înseamnă, domnul primar, înseamnă că dumneavoastră vă contradice cu domnul secretar. De ce? Nu, a zis că, deocamdată, noi n-am dat drumul ăsta, de-a vă spun, că asta va fi prins, pentru că este un regulament acolo. Doi, intrarea la bloc nu este prin parcare. Intrarea la bloc este prin atalție, prin parteră. Deci, nu are intrarea la bloc prin parcare. Deci, ca fie foarte clar problema. Da? Și când o să vin, cât ori trebuie să stabilim și prețul, să vedem cât va costa pe oră. Există o variantă să punem, de exemplu, jumătate de oră intrarea să fie gratuită. Trebuie să vedem, poate sunt unii care va fi regim de abonament. Da? Dacă o să fie jumătate de oră gratuită, probabil, nu știu, dar este un program și de aprovizionare. Da? De un program de aprovizionare, mașinile care vin la aprovizionare vor veni să se aprovizioneze. Și atunci vom vedea ce face. Deci stabilim atunci. Nu să stabilim nimic. Le dăm noi drumul, o să le dăm drumul, nu o să le dăm drumul cu plată deocamdată. Până să meargă, să ne grează, să faci programul, o să aprobăm regulamentul. Nu nicio problemă. Că nu am făcut noi și nu i-a luat nimeni banul domnului Chifan pentru asta. Dar v-am spus că intrarea la bloc este prin față. De la tarțimea. Mulțumesc, domnul Vasile Nicolau. Domnul primar, intrarea de la Tarsin din față a fost transformată dintr-o pietonadă într-un drum de acces pentru aprovizionarea magazinului. Acolo nu mi se pare normal să intre mașini. Mai mult decât atât, nu se poate parca acolo. În orice oraș civilizat din această lume, riverani, fie că sunt în buricul târgului, fie că sunt la periferie, au acces gratuit. Nu puteți să-i puneți pe acești oameni să plătească între orele 7 dimineața și 7 sau 19 seara, taxă ca oricine intră în acea parcare. Aveți obligația să rezolvați această problemă pentru riverani, acolo sunt undeva la 80 de familii. Nu au unde să-și parcheze mașinile și nu pot fi mutați de acolo, sunt prea mulți. Este centrul orașului, este supra-încărcat de mașini, este un cartier foarte mare de blocuri. În spate la Antic este și celălalt corp pe blocuri. Nu aveți unde să-i mutați. Nu aveți unde să-i mutați, domnule primar. Trebuie să îi lăsați oamenii să parcheze. Vă rog să mă ascultați. Trebuie să parcheze gratuit acolo, în cel mai rău caz, să le fixați acea taxă de 100 de lei pe lună care o plătește fiecare locatar la blocuri. Trebuie găsit o soluție pentru ei. Nu este drept ceea ce faceți. 100 de lei, prea mulțumesc. Domnul Miron, domnul primar, nu m-a contrazis la regulament, că cea referire la regulamentul privind parcările de reședință. La nivel de oraș. Exact ceea ce spunea și domnul Nicolau, care se plătește o taxă de 100 și ceva de lei pe an. Da, contrazis primul. Doi. Colegul noastră de partid, domnul Nicolau, i-a aprobat intrarea acolo. Nu eu. Deci eu am găsit acolo inclusiv bariera. Colegul dumneavoastră de partid. Domnul Obu? Nu, domnul Olarean. Domnul Olarean este colegul meu de partid, este partenerul dumneavoastră. Ați fost împreună unul în altă și în Consiliul Local. Dar uitați-vă la unul în ședințele trecute, niciodată n-a stat domnul Olarean în mine și nici nu o să stea niciodată. Am înțeles, mulțumesc. Dacă mai sunt alte discuții legate de acest subiect, deci ce să înțelegem? Că, practic, ce trebuie să răspunde domnului Chifan? Că domnul Chifan se va supune acelui regulament, da? Și va plăti suma de 100 de lei pe an, da? Nu putem spune asta în momentul de față, că până nu se aprobă un regulament care va privi și reglementarea liberală. Încurajată regulament care trebuie pus în aplicare înainte de a da declarare. Da, da, da. Tot orașul.
Vă rog, domnul consilier Preda. Regulamentul bănesc va fi aprobat în consilierul local, nu? Mulțumesc. În dezbatere publică. Vă rog, domnul Nicolau. Ca să încheiem acest conflict, puteți să-i garantați viveanilor că nu vor plăti taxa ca toți cei care vor intra în parcare pe oră sau pe minut sau cum se va plăti? Deci noi, consiliul local, săptămâna viitoare să pun bariere. Ce fac oamenii? Ilegal. Dacă facem chestia asta, este ilegal. Dacă este ilegal. Domnul Nicolau, domnul consilier Nicolau, a înțeles toată lumea că tot noi vom stabili regulamentul respectiv și vom... Da? Mulțumesc. Alte discuții? Dacă nu mai sunt alte discuții, vom merge mai departe. Am spus că mai avem două puncte la rubrica diverse. Este vorba de solicitarea unor cetățeni a municipiului Rădăuți din strada Torocea de Acenta, străzii 1 Mai, registrată sub numărul 98582, cu privire la aprobarea proiectării și execuției extinderii rețelei de gaz și canalizare ape uzate pe strada Torocea, începând din strada 1 Mai, piața auto și branșarea dumneală. Avem un reprezentant din partea locuitorilor din strada Torocea și din câte am văzut eu, mai sunt și alte persoane de acolo. Mulțumesc. Vă rog. Domnule președinte de ședință, stimați consilieri, domnule primar, mi-a venit cu această solicitare datorită faptului că pe acele stări și pe toate sanatologii sunt multe probleme, respectiv nu există rețea de canalizare. Rețeaua de apă în multe zone există, dar tot nu pe toate consoanele de străzi. Nu există gaz, nu mai vorbim de asfalt și restul utilităților. Dar pentru aceste minime utilități, noi am făcut solicitări începând din anul 2014, s-au făcut solicitări inclusiv și din anul 2008, nu s-a rezolvat nimic mai prezent. De aceea și starea drumurilor acolo este într-un așa halucât, oricând când plouă sau intervine de zi de primăvară, noroiul este când trecut de gleză, deci nu se poate circula acolo. Iar dacă ar fi această rețea de canalizare, sigur că s-ar rezolva în mare parte și această problemă. S-au tot promis, iar în 2014 s-a și aprobat la buget o sumă de bani și s-au aprobat indicatori tehnico-economici pentru anul 2014. Și s-au aprobat indicatori tehnico-economici pentru rețeaua de canalizare. Nu s-a mai efectuat, nu știu ce s-a întâmplat, s-a tot venit cu solicitări de altul timpul, solicitări, s-a tot promis că se va face. Într-adevăr, s-a spus că mai vor să vină pe programul 2 al ACET. Pe programul 2 al ACET, chiar dacă este semnat acel contract de finanțare, de acum urmează să se facă proiectarea tehnică și nu se știe dacă aceste străzi vor fi prinse. Deci nu avem o siguranță în acest caz. De aceea, noi vă rugăm pe toți domnilor consilieri, vă rugăm domnule primar să bugetați la acest buget pe anul 2020 o sumă de 500.000 de lei pentru zona Toloacă, pentru a se face extindere de rețea de canalizare și rețea de gaz. Am observat, dacă nu mai permiteți să vorbesc, că s-a pus la buget o extindere de rețea de apă pe strada Tolocii Bucle. Vă spun că pe această stradă casele au ieșire și pe strada Tolocii și există rețea de apă și toți oamenii sunt branșați. Așa că cred că puteți lua suma de acolo sau aprobați pentru canalizare. Da? În afară de asta, nu este atât dificil de extins și rețeaua de gaz, pentru că până la urmă este viața de mașină pe unde este acolo. Deci, eu cred că o sumă de 500.000 de lei puteți face un amendament la buget să aprobați și pentru zona Toloacă. Sau, anul trecut vreau să vă spun pe strada George Grigorovici, s-a tras canalizarea, spunându-se că din totul o spune pentru acet o să se includă acolo, o să se predea către acet acea canalizare. Deci eu cred că cum s-a putut face acolo, o să poate și pe celălalt. Până la urmă avem societate, Consiliul Local, 10 servicii comunale care a făcut și pe George Grigorovici acea lucrare. O puteți face și pe celălalt, după care să predați lucrarea în valorii fondului europene.
Eu cred că bugetul local nu va fi atât de vorbit dacă se va putea da și această sumă pentru zona comarcă. Eu vă mulțumesc și... De-aia spuneți vreodată că n-ați fost consiliere. Era tot consiliere. Și ați umblat cu două persoane pe zona Tolucii. Ce ați promis atunci? Domnule președinte, domnule primar. Da. Ce ați promis atunci? S-au făcut, stimați consilieri, s-au făcut de-a lungul timpului proiecte. Care s-au aprobat de Consiliul Local, v-am spus, inclusiv în 2014 pentru zona Toloacă, însă nu s-au pus în aplicare. Da. Acum, de ce nu s-au pus în aplicare, noi tot așteptăm. Da, vă spus, mulțumesc. Mulțumesc. Răspunsul o să-l așteptăm de la Consiliul Local și sperăm să aveți în vedere solicitarea noastră. Vă doresc o zi bună. Să vă mulțumesc. Haideți. Deci, în prima etapă, deci strada Tolocie se prinse pe etapa a doua pe fonduri europene. Într-adevăr, s-au aprobat niște indicatori tehnico-economici pe fonduri europene, etapa a doua, în care acetul mare proiectul prin Consiliul Județean este cu așa, deci este proiectul mare la nivel de județ, care s-a semnat contractul, este prinsă strada Tolocie. Strada Tolocie nu este prinsă bucă tronsonul ăsta care ai pe noi avizele acum. Tronsonul ăsta nu este prins. Din cauza asta noi am trecut la proiectarea. Și acum să punem, să facem execuția, să vedem exact apa și canalul pe porțiunea asta. Cealaltă porțiune este prinsă pe fonduri europene. Noi nu putem să scoatem străzi din zona respectivă, pentru că o să avem alte probleme. Deci este prinsă strada Tolocie cu apă și canal. Doi, doamna Tudorie s-a plecat și nu aștepta răspunsul, că vreau să o trimit. Eu am vorbit cu directorul la gaz de aici, de la Rădăuți, dumnealor, conform noi legi, care este legea gazelor, sunt obligați și trebuie să facă cereri ori pe grup, ori pe persoană fizică. Dar mi-a zis mie să ceară extindere de rețea de gaz și să meargă la Norgaz. Deci noi la Norgaz nu avem bază legală să le impunem noi să facă dezvoltarea rețelei, pentru că în contractul de concesiune care avem noi vechi cu Norgaz, ei s-au sumat străzile care au fost prinse să facă distribuție la gaz, ele au fost prinse în contracte de concesiune, nu i-au realizat. S-au făcut recepție și tot a fost. Acum, extinderile, conform noi legea gazelor, trebuie să facă persoană fizică sau un grup de persoane la gaz documentați. Ei verifică, fac o estimare la prețul de cost, nu câte case sunt făcute. Ei o câte case se racordează la gaz. Și vă spun că verifică foarte riguros această treabă. Și de asta m-a spus. Am vrut să-i dau răspuns cu gazul, dar cu apa și canalul e clar treabă. Deci nu e nicio problemă. Mulțumesc, domnul consilier Vatru. Da, cei de la Norgaz aduc în discuție latura economică a acestui business și mulți oameni rămân fără gaz pentru că ei consideră că nu e eficient, adică nu e profitabil. Da. În punct de vedere al banilor, să facă chestia asta. Și ce fac oamenii care sunt în zona aia? Nu avem nicio pârghie, țin cont de ei. Cu participă cu bani. Nu avem nicio pârghie. Cu participă cu bani, cum ești plătesc? Cu participă pe domeniul public la... Investiția. O parte dă Norgazul și o parte dau solicitanții. Am zis, nu e singura zonă în care Norgazul nu și-a extins rețeaua și cred că... Legea spune că trebuie să tragă pe banii lor. Exact. Până acum dădeau oamenii, dar acum nu e nicio participare. Cred că ar trebui să vedem contractul făcut prin care ei își scot niște bani frumoși atunci, dar ei nu vor să investească, vor doar să ia. Deci, domnul, vă repet, contractul de concesiune a fost făcut pentru ca Norgaz firma. Da. Operatorul de gaz se facă extindere pe anumite străzi. Care sunt? Ei și-au făcut toate străzile respective. În plus, acum anul trecut și acum 2 ani, au făcut niște extindere în funcție din profitul lor sau ce au făcut, au făcut extindere de gaz. De exemplu, prelucirile Aerobitei, Pozinului, care au terminat cu iarna asta și mai au tineretul, prinsă bugetată pe legea vechi. Pe legea nouă au zis foarte clar că nu mai pot să fac ei singuri decât în cofinanțare. Am întrebat eu acum două zile de directorul de autopenie la gaz și am discutat cu el. Au zis că se meargă cetățenii doritori de la colț, se meargă la gaz, facă documentele, domnul Rusu nu mai este acolo, că până acum am invocat că domnul Rusu, nu mai este acolo, este altcineva venit la autopenie
și le rezolvă problema. Dar trebuie să meargă... Nu prea le rezolvă din moment ce pune să-și plătească rețeaua până acolo. Nu, unde e lege, nu-i tocmeală, domnule. Dar nu este nicio lege, pentru că dacă primăria ar fi stipulat că sunt obligat să ducă fiecare casă gaze, asta făceau. Deci fiecare casă a fost stipulat în contractul vechi pe străzile care au fost... Pe care au fost, dar și la cele viitoare ce facem? Păi nu scrie acolo de... Păi dar trebuia să-ți gândească ceva la chestia asta. Ei, da bine, niciun da bine. Păi credeți că din partea Consiliului Local putem face o adresă prin care să chemăm un reprezentant al Norgazului aici, ca să discutăm? Domnul Vacher, dacă ați voie să vă spun ceva. Ok. Eu știu că există o cerere a locuitorilor din strada Tolocii, cu cerere către Norgaz. Probabil că acea cerere a fost depusă înainte când era și domnul inginer anterior menționat, da? Ei au fost și au spus că au și coparticipare la acest proiect, însă nu au avut niciun fel de înțelegere. Așa am înțeles eu și am văzut și cererea respectivă. Și mai grav, dacă au și coparticipat și nu s-au... Deci, practic, și-au exprimat intenția de a coparticipa, atenție, da? Disponibilitatea. Deci este o treabă. Deci, ca să nu vorbim doar pe vigoare, pentru că de pe văzutarea de contractul de concesiuni, ei au respectat contractul de concesiuni, străzile alea care sunt trecute acolo, sunt respectate, deci fiecare care a solicitat. Putem, poate cineva să verifice dar asta? Păi măcar chestia asta să verificăm, să vedem dacă străzile respective au fost respectate. Spate verifica, vă spun și. Da, ăsta e un exemplu clar de ineficiență administrativă. Adică te-ai gândit doar la cei care au avut case până atunci sau în zona respectivă. Dar la casele noi, la, sau construit o grămadă. Domnul Cotler, sper că n-aveți o problemă cu zona asta. Pentru că e vorba de utilități, da? Care în Ungaria, orice câmp are gaz, orice casă într-un câmp are gaz. Noi cu 30 de familii nu putem într-un oraș. Municipiul, în 2020, oamenii nu pot beneficia de gaz, nu mai zic și de altele. Când am un greder pe toloc acolo și un balastru turnat de ani. Mulțumesc, domnul consilier Motrescu. Nu ca voi să vorbesc, hai să vă spun cum stă treaba. Așa poate în câmpul, dar poate în rău. Noi vrează separatorul de distribuție din gaze naturale. Deci legislația este foarte, foarte clară cum se fac extinderile astea. Se fac cereri la Norgaz, se răspunde standard, conform legislației, cum se procedează și se urmează și pași. Lucrurile sunt foarte clare. Norgazul are obligația, în urma unor indicatori de economici, să facă acea extindere dacă este eficientă. Dacă nu, sunt cote de participare. Multă cotă, indicatorul economic, participă o sumă și tot coboară suma în funcție de numărul de clienți. De asta este foarte clar legislație. UAT-ul întreabă asta, nu are nici legătură. Dar nu ar, absolut. Ba da, din moment ce a concesionat terenul pe care și-a extins secția, a putut am pune asta. Aia e ceva bordul de construcție, este altceva. Aia e ceva. Nu primăria finanțează. Nu am zis. Dar de unde ai dedus că am zis-o că primăria finanțează? Ce să facă primăria atunci? Păi puteam, când am făcut contractul, puteam să pună clauze prin care următoarele 10 stăresc cu peste 20 de case să fie prinse. Nu înțeleg ce are treabă contractul ăla. Este operator de distribuție în vigoare. Și rețeaua cine a făcut-o? Nu e rețeaua lor? Da. Și atunci? Extinderile se fac conform să care acum, la ora asta. Păi acum, dar asta e de câteva luni, de un alt cu participarea asta. Da, dar vorbim la ora asta. Vă rog frumos, haideți, domnul Mătrescu, mai mulți funcționați. Deci dacă măriți contractul cu străzile... Păi da, ce este atât? Ce indicăm? Domnul Nicolau, vă rog. De fapt, ăsta este rezultatul unei piețe fără concurențe, în care o singură firmă pune monopol, așa cum este și acetul la Rădăuți, face ce vrea, se branșează unde vrea, branșează, dacă vreți, pe nepotism, în funcție de cine locuiește pe această stradă. Aici duce lipsa de concurență într-un municipiu. Vă rog, domnul Mătrescu. Haideți să nu bate iar. Dacă administrația locală nu poate avea grijă de oameni, da? Dacă administrația locală nu poate reprezenta oameni, cine poate face? Suntem reprezentanți oamenilor acolo. Cum ajutăm pe oameni așa să vă gazi? Nu putem face nimic, că e un contract făcut de un, nu știu cum să zic.
domnul Vasile. Trebuie să citim contractul, să gândim ce contractul. Noi trebuie să găsim soluții ca oamenii să aibă gaz. Pentru că au mai fost chestii cu participare și au arătat disponibilitatea și totuși n-au venit să mărească rețeaua. Domnul Mutrescu, dar e vorba de legislație națională. Da, asta e Consiliul Local, nu poate... Nu știu, asta este de un an, de o lună, șase luni. Sunt oameni de ani de zile care au așteptat să devină gazul la poartă. Și n-a venit. Asta cu coparticipare e acum, de câteva luni. Mulțumesc, domnul consilier, vă rog, domnul Mutrescu. Mulțumesc că mă stai să vorbesc. Deci, aici am vorbit de operatori de distribuții care trebuie să respecte legislația. Nu știu dacă am spus foarte clar. Sunt operatori care funcționează în România după legislație. Dar asta e foarte clar. Noi putem, singura noastră pârghie la ora asta, este să vedem dacă respectă legislația. Bun. Atât. Hai să vă mai zic eu altă pârghie, da? Trebuie să le oferim utilităților rădăuțenilor care plătesc taxe și impozite. Hai să vă participăm noi la extinderea rețelei. Din bugetul local. De ce nu putem face asta? Păfie. De ce mă rădăuțe? Domnul Vatăr, dar chiar la apă și canal, cum avem voie să facem? Deci, să studiem legislația. Chiar de să studiem. Dar nu cred că e explicația asta. Gazul curent nu este legal să finanțăm rețelele. Nu cred că este... Nu pot reprezi un domeniu de 25 de ani să ne păduim cu ce spune. Haideți să vedem. Nu știu, iar prezentul, cum îți face? Da, ne trebuie să fim soluții prin care oamenii primesc gaz și utilități, că suntem în 2020. Am înțeles, domnul Vasile, domnul consilier, Cojocar. Da, să te luăm. Domnul primar, a definit președintele de ședință, îmi dădea voi încât la penile, domnul primar. E bine. Ce vreau să vă spun, s-a amintit aici de contractul făcut cu societatea cu Nordgaz. Știu că am văzut acel contract și vă spun din start că ei aveau obligația, în primul rând, să se întabuleze cu acea concesionare a terenului pe care îl folosesc, lucru pe care nu l-au făcut nici până în ziua de astăzi. În legea concesiunii se spune destul de clar că au un termen limită de asta. Doi, la momentul respectiv, să știți că m-am mai uitat și așa, dar ei, dat fiind faptul că dețin monopolul în Rădăuți, vin cu întrebare către domnul secretar. Domnul secretar, Consiliul Local poate să încheie contracte cu o societate? Consiliul Local poate să încheie contract cu societatea Nordgaz, pentru că, contractul care este și care stă la baza venirii lor aici și a concesiunii, este încheiat între Consiliul Local și SC Nordgaz. Eu vă întreb dumneavoastră, Consiliul Local are personalitate juridică pentru a încheia contracte? Sigur nu. Da? Eu vă spun exact ce scrie și în contract, că îl văd așa cum am fața altului și dacă vreți puteți să-l aduceți. Spune așa, Consiliul Local, reprezentat de către primarul Mihai Frunză, încheie contractul cu SC Nordgaz. Deci, domnul primar, la momentul respectiv, nu era reprezentantul Consiliului Local. La dată de față, nu se poate încheia. Am să vă rog să nu uitați. Municipiul Rădăuț, dar, nu știu, la data respectivă, am să vă rog să vă uitați și să vedeți exact despre ce este vorba și poate încercăm să facem un contract ca lumea și să-și înscrie în cartea funciară acea concesiune pe care n-au făcut-o nici până astăzi. Da, vă mulțumesc! Au 6 luni. Să-l aduci contractul ăla, să-l aduci contractul. Domnul consilier, de asta este bine ca problemele pe ordinea de zi să fie cele de pe ordinea de zi și nu la urgență. În momentul de față, Nu, am cerut să când am vorbit, au venit crescătorile de animale și cu... Hai să ascultăm și putem să-și pui și părerea. Corect, da?
Am amintit când am fost la punctul 3 la diverse problema aceasta. Vă mulțumesc. Deci, practic, dumneavoastră înceriți ca să intri crescătorii de animale și să-și oferi un punct de vedere. Cu doamna Iglesias aici. Cu doamna Iglesias. Da. Domnul președinte, dacă vreți, sunt foarte mulți oameni afară, haideți să o lăsăm pe sfârșitul ședinței, nu putem să stăm acum, ori să dezbatem problema asta. Deci nu stau mai mult, două minute și ascultăm. Haideți, vă rog frumos să intre reprezentanții crescătorilor de animale. Să-i desemneze o persoană, da, care să vorbească, Rigi, să spună, să prezinte exact ce este situația de acolo. Mulțumesc! Păi tot felul unde foci, că-i domeniul tot. Dar cine dorește să vorbească, mă rog, foarte mult? Cine-i președinte? Președinte asociației. Mare președinte. Păi nu e secretar, secretar. Păi cine? Membru, vă rog, dați-mi microfonul, domnule. Nu se registrează. Nu trebuie să se registreze. Vă rog. Este o problemă ridicată și trecută Hacma Romeo Gheorghi. Este trecută la diverse. O problemă care s-a ridicat de către o doamnă, când am fi respectat contractul, când am fi respectat nu știu mai ce acolo, că am fi subvenționat pășurile. Domnul Hacma, noi am discutat deja punctul, dar practic noastră spuneți exact despre ce e vorba și care e punctul de vedere al crescătorilor de acolo, mulțumesc. Deci nouă ceea ce se aduce acolo, noi nu avem țeală. Deci doamna vrea să vorbească cu Onica Ionel, ca ei nu știu ce, nu știu cum. Nu e implicat asociația. Sunt probleme personale, spune că o da bani să-și le rezolvi. În caz din poliție, din judecătorii, nu știu ce. Am înțeles. Deci, dumneavoastră, spuneți că nu există niciun fel de problemă. Absolut niciunul. Ok. Cum este acest problemă? Dar Unica Cirica. Unica Cirica. Unica Cirica. Unica Cirica. Așa spun și eu. Doamna susține că i-o dați bani. Ce sumă mare. Din ce ați spus? Nu știu, deci doamna a spus acolo în cererea care a făcut-o sau în plângerea aia, că i-o dat bani Monica. Nu se știu ce treaba lui. Și conform celor spuse, spune că Onica i-ar fi subînțeleată pășunea, ceea ce nu este, nu e ca în conform cu contractul de arendare. Dacă nu ați voie, domnule. Vă rog, domnule consilier Nicolau. Deci haideți să vă deschid în două minute, dumnealui va spune, va confirma sau infirma ceea ce vă spun. Doamna Irica, în urmă cu câțiva ani de zile, își trimitea animale pășune gratuit, nu plătea nimic. Numărul dumneai de capete de animale este dublu față de ceea ce suportă în clipa asta suprafața. Nu, efectiv, nu, are un număr foarte mare de animale, ar însemna jumătate din cei care au câte două, trei animale, exact ceea ce spunea domnul Hacman, să-și rețină în grajdă, să nu le mai poată scoate la pășuni. Nu a acceptat să intre în această asociație, a încercat să-și facă o altă asociație și să preia dumneai la momentul ăla, dacă mi-aduc aminte bine, să preia zona de pășune. Nu i-a reușit acel puci și de asta s-a ajuns aici. Este un proces permanent. Se dau în judecată o asociație pe alta, dar eu cred că lucrurile în clipa asta sunt corecte pe zona tolăcii. Dacă puteți să-mi confirmați ceea ce vă spun, ca să nu mai avem discuții. Este adevărat. În plus de asta, domnul secretar are toate hotărârile judecătorești cu privire la procesele avute loc și câștigate de asociație și doamna ne tergiversează. Ba la poliție, ba la consiliu, ba la tribunal, ba numai probleme de astea. Domnul Hacman, mă iertați un pic. Da. Dacă vreți să răspundeți. Acolo există un contract de închiriere, da? Da. Un contract de închiriere, dumneavoastră aveați niște obligații, asociația avea niște obligații, da. Se respecte niște amenajamente pastorale. Da. Amenajamentele respectivii pastorale au fost respectate sau nu? Respectate. Așa. Noi am constatat, noi comisia, am constatat că s-au declarat doar forma și în realitate nu s-au făcut. Mai mult decât dată, există o clauză că suprafața respectivă de pășune, nu se poate subînchiria. Lucrul care s-a întâmplat
domnul Nica a spus închiriat, fără să ai într-adevăr, fără să încheie un contract. Pentru că alea s-a dat domnul Nica. Aveți răbdare, dumneavoastră a studiat statutul. Deci domnul Nica, reprezintă, nu are voie să iei hotărâri în numele asociației. El reprezintă asociația. Adunarea generală a asociației are rol legislativ. Dar președintele asociației, cine este în momentul de față? Onica Ionel. Onica Ionel. Da. Deci Onica Ionel. Înseamnă că numi personal a făcut treaba asta, da? Deci, vreau să știți că a sumit chiria, dar ca să am niște sumii de bani, lucruri interzise, cum ar putea ne dat? Eu nu știu lucrul ăsta. Dacă l-a afirmat dumneavoastră, trebuie să aduceți dovezi. Eu nu știu. Sunt dovezi, înțeleg. Doamne ajută, aduceți chitanțe că lua bani, aduceți. Pentru că aici sunt problema, pentru că nu obțin chitanțe, vreți să am casat bani așa. Domnul Miro, mă scuzați. Deci, noi asta cerim dovezi. Noi, vis-a-vis de ceea ce au făcut tipații personal, nici nu scurios. Dacă el a făcut treaba asta, noi ca asociație avem dreptul să-l destituim de alegem al președintei și să mergem mai departe. Da. Deci să se rezolve amândoi, nu avem probleme. Din punct de vedere al comisiei, lucrurile se împart în două etape. Prima etapă este respectarea contractului de închiriere. Așa. Noi am constatat, comisia, absolut toți trei membrii din comisie, am constatat că nu a fost respectat. S-a încheiat o chestie formală. Păi atunci când am fost, pe 28, nu? Cui eu închiria? Poftim? Lui Ilica nu-i chiar nimic. Nu-i chiar nimic. Deci, doamna Ilica, a stăpânit pe nu ani niciun an, dar ea a stăpânit un an minții. A stăpânit acum, pe jurul cu 20 de ani. Eu a stăpânit și pe zona lui. Și țara lui, totdeauna. Și mai o problemă. Domnul Cătălui, dacă citiți contractul, nu este Ilica singur, mai sunt încă 9 reprezentanți acolo. Deci Ilica nu face de capul lui. Citiți contractul. Mă văd că dumneavoastră vă desigeți de Onica, dar Onica... Nu mă întreabă cu Onica. Atâta timp cât nu puteți dovedi, el e președintele nostru, acceptăm? Dumnezeu, nu dau jos pe Onica, nu mă interesează treaba asta. Nu mă interesează. Totuși, ar fi important. Nu te interesează Onica. Respect. Noi l-am chemat pe aici, fi bine să vină domnul Onica, să-i explice. Noi l-am chemat și la comisie și el a refuzat să vină. Domnul Cătălin. Ia o dosare la DNA, lăsați că sunt oameni care te sunt. Așa-i domnul? Da, avem la DNA, care te ocupă treaba. Dar din punct de vedere al călătoriei, la Consiliul Local, în momentul în care contractul de închiriere nu a fost respectat, dacă sunt acte, dacă nu sunt acte, verificăm domnul secretar, nu? Domnul secretar, în momentul de față citeam de procesul verbal care a încheiat comisia. Comisia spune așa, doamna Ilica Domnica, prezentă în fața comisiei, spune că în cursul anului 2018, în mod direct, domnul Onica Ionel, cu suma de 6.700 lei, pentru a subînchiria spatențe de pășune, cu efective de opinie, scrisă de mână și de asta mai greu, o suprafață de teren, perioada mai-octombrie 2018. Doamna Ilica Domnica, deci, a declarat. Ați avut un document? Și dumneavoastră să propuneți pe baza unei declarații rezilierea contractului? Deci, juridic vorbim? Acum vă explic. Este tot interregnum. Problema este următoare. Doamna Unica, o perioadă, un an de zile, a fost a stăpânit o anumită suprafață de teren acolo. 20 de hectare a fost în posesia pentru un an de zile, a fost în posesia deci, doamna Ilica, din cauza asta au fost dat afară în asociație, pentru că o pășunat și nu plătit. Nu plătit, are problema. Deci asta este punctul numărul 1. Deci au pășunat și nu plătit. Noi, conform contractului, avem arendă și impozit de plătit. Domnul Harman, vreau să considerați în momentul de față există posibilitate din înțelegeri, nu există chestiuni la nivelul dumneavoastră, la nivelul crescătorului de animale. Deci, curat, dumneavoastră n-ați fost. A fost domnul de acolo, Romit, sau cum îi spuneți. Da. Și am spus cu doamna Domnica în felul următor, se poate intra la normalitate. Păi aici e problema, să intre la normalitate. De ce nu vrea să intre în asociație? De ce nu vrea să intre în asociație? Spuneți acum dumneavoastră, doamna Onica are un număr de animale, eu așa am înțeles de atunci de când am vorbit. Doamna Onica, doamna Ilica, Ilica, nu scuze, nu. Are un număr de animale mai mare decât decât suprafața pe care... Dar asta nu este o problemă. Nu asta e problema? Nu este problema asta. Bun, am înțeles tot de atunci din discuție, nu s-a plătit. Sunt care au, de exemplu, Ilica Dragoș, Onica Ionel, au un efectiv mai mare, dar îi țin la grași. Păi aici e problema, că doamna, am înțeles că nu le ține la graș, și nu că l-a păscut. Corect, așa este. Terenul oamenilor. Nu știu pe terenul cui. Aici, na, e... Să știi, domnul Miro. Da. Terenul oamenilor, pe terenul oamenilor însemnând această pășuni închiriată de la... Nu, Pițanu.
Proprietate privată. Deci acum aș vrea că să-l rog pe domnul Miron, dacă vrea și așa amabil, să facă o comisie și să mergem împreună cu noi, Pițanu, să vedem unde pășunează doamna Elica Oile acum. Greu oamenilor. Dacă sunteți așa amabil, să ne ajutați pe noi. Luați-i membrii că trebuie așa. Eu dragă, vină, nu vedeți, absolut nicio problemă. Problema este următoare. Toți invocă că doamna Elica are 300 de ori. Foarte bine să ai cu 1000 de ori. Doamne, poate, în momentul de față, se asigură de 10 hectare. Nu, nu, nu. Deci nu. Pentru că de fiind în asociație, nu-i cum spune coșul cu închiriat. Ea trebuie să intre în asociație. Și dacă intre în asociație, nu trebuie să intre în asociație. Dar vreau să vă spun un lucru, dacă cumva vă cunoșteți întâmplător. Nu, doamne, nu vă cunoșteți. Nu, zic eu întâmplător. Spuneți-i că doamna, mai are de achitat niște datorii de judecată la urmă vreo 50 de milioane, care nu s-a achitat. Față de ce? Față de asociație? Asociație. Așa. Deci trebuie să le plătească alea. Să confuce ea, să meargă din poartă în poartă la oameni. Să adună adunarea generală. Perfect. Să pui și ea o cerere. Și dacă adunarea generală de acord, doamne. Am înțeles. Mă întâlnit, doamne. Ok, uitați, ne-am oferit și soluția, domnul. Am oare. Doamna Ghilica să respecte legea. Ei, același lucru trebuie să facă și dumneavoastră. Trebuie și dumneavoastră respectați aici. Legea este contractul ăla din închiriere. În cazul în care dumneavoastră nu l-ați respectat, nu trebuie la lege. E corect. Nu, dacă se contractul nu l-ați respectat, poate ducem la nulitatea lui. Deci exact cum e... Exact ce spune dumneavoastră, cazul ăla care a stat doamna Ghilica și-o lua subvenție. Păi, problema este că dumneavoastră trebuia investită în amenajamentul pastoral, pentru care nu s-a întâmplat. Nu știu, asta da, nu vă rog, domnul consilier Nemoț. Dacă doamna Onica depune cerere, se intre într-una din Ghilica. Mă scuzați, da, nu fac intenționat să potrivesc numele, nu e. Da. Depune cerere, se intre în asociații, în una din cele două asociații. Așa știu că acolo sunt două asociații, da? Adunarea generală spune că nu, și la una, și la o asociație și la cealaltă. Ținând cont că doamna a mai fost într-una din astea două asociații și a fost exclusă din asociații. Doamna, ce face cu alea 300 de ori? Ce posibilități ar avea? Are posibilități foarte multe. Una de posibilități este să-l copieze pe domnul Robu Samuilă. Deci Robu Samuilă, care a pățit aceeași treabă, o luat în concesiune de la oameni în arendă, nu știu cum, vreo 200 de hectare. Și pășunează vitele acolo, 200 de hectare. Deci soluția ar fi? Este soluția. Da. Mulțumesc, domnul Jeca, vă mai trebuie să menționați ceva. De ce domnul Onica a venit în urmă? Ok, tu de vedere. E motivată problema dacă mai stați 10 minute, trebuie să o dați minimum. Domnul Consilia, dacă mai aveți ceva de completat, haideți că... Da, o singură remarcă, că spunea și domnul consilier, dacă ea face cerere să intre într-o asociație. Eu am să o sprijinesc, uitați la mine. Deci am încuvânt pe domnul Miron. Am să o sprijinesc, dacă... Sprijin, legal. Mulțumim frumos, domnul consilier. Domnul Cătălin, deci el face parte în asociație, frate cu mine, eu fac parte în aia. Există bunăvoință, deci discuția asta să vă încheiați pe dumneavoastră. Trebuie că zic o soluție acolo. Da? Nu este normal ca doamna să stea cu animale din piață și vrea să se trimite să meargă și altă față. Nu se emite. Îi din rădăuți. Nu mai știți un lucru care este. Dacă o primi ceva, nu trebuia să păstrezi. Trească retroactiv. Bine. Mulțumim frumos, avem soluțiile. De acum avem și cuvântul domnului consilier. Vă mulțumim frumos, domnilor. Sănătate și amare. Și dacă permiteți, un minut, domnului consilier Patră, pentru a-ți spune un punct de vedere vis-a-vis de partea cu gaz. Mulțumesc. Da. Poate... Dan are dreptate cu ce zice că oamenii trebuie să coparticipe. Dar ce spuneți? Departamentul de Fonduri Europene ne-ar putea prezenta o soluție pentru creșterea calității vieții rădăuțenilor și implicit la tragerea de fonduri pentru extinderea de gaze? Credeți că ar fi o chestie pertinentă și poate sunt ațe pe zona asta. Eu zic că ar putea să fie. Sunt ațe deschise pentru creșterea calității vieții. S-ar plăia foarte bine. Da, este un departament din fonduri europene, vorbește. De la Siret. De la Siret, la Bolonia. Este un punct de vedere foarte bine argumentat. Dacă vreți ceva să spuneți, dacă nu stimați colegi, vă solicit o pauză de 10 minute, dacă sunteți de acord. Ce ați început? Mai mult, măcar nu e. Da, da, da. Atenție, da, da, da. Da, da, da.
Cât ar fi kilometrul de drum de făcut de asfaltat? În medie. Dacă îmi permiteți, chiar acum am avut recent o situație de asfaltare cu un proiect undeva în jurul la 300.000 de euro. Plus, plus. 300.000 de euro. Avem cheltuieli de funcționare la primăria Rădăruț de 14.697.461 de euro. Primăria Rădăruț bugetul total este de 9,5 milioane de euro, deci bugetul total. Vorbiți în lei, suntem în România. 11 milioane este în lei. La funcționare. La contabilă, suma de 69.812.940, ce reprezintă? Deci, dă indicator. Vestul 4, 2019. Dă din codul indicator din stânga. 4910 este bugetul autofinanțat și este spitalul. Va cita la spital, nu la bugetul local. La noi este 4902 și este 53 de milioane, unde aici sunt și investițiile și cheltuielile cu salarii și cheltuielile materiale. Cheltuielile materiale de 11 milioane. Și aici intră toate unitățile și parcul zoo și spațiul divers și toate capitolele. Domnul consilier Nicolau. Vreau să revin puțin la ceea ce a zis domnul primar. Deci a spus că erau 50 de străzi, 50 de kilometri și acum mai sunt 36. 33. Nu mi-e kilometri care ați modernizat undeva. Vă ies păstare, care au modernizat cărbici. Veniți la mine la Belus, vă dau cu străzi, cu persiziani, tot ce doriți. Dar nu ne spuneți ca să faci. Nu, că nu pierd timp acum. Da, nu vă pierdeți timpul cu oamenii de Belus. Am la oamenii de Belus. Live. Mai ales la prețul la care îi transmitem, ar trebui să aflu. Lăsați că eu merg live și reprezint. Live. Mă duc și adun. Duc și adun. Domnul consilier Mucescu. Vedeți cât de simplu. Cheltuielile cu salariile au fost de 17.945.73. E corect în notare? Cât vine în euro? Ideea este simplă. Continuăm să investim și continuăm să mărim personalul din administrație, iar nu reușim să facem nicio stradă. Acum facem încă un bloc pe frânge, în care o să mutăm poliția locală, o să mutăm viața populației și o să mai mutăm și DAS-ul. Vrem să umplem și blocul ăla cu personal. Ideea este că nu o să putem face niciodată nicio investiție dacă mărim numărul de personal. Deci umflăm schemele. Eu înțeleg că sunt votanți. Bun, dar e prea mult. Nu, dar nu se mută oamenii acolo? Ba da, se mută salarianții care sunt deja angajați. Da. Deci dacă să mai să umpli cu tot și lucrul ăla. Și oricum, anul acesta nu am bugetat posturi noi. Da. Ce costuri are construirea acestui imobil? Deci haideți să vă spun eu ce costuri s-au plătit până acum. Deci de fosta garnitură care a fost înaintea mea, a plătit 14 miliarde, așa-i domnul? 14 miliarde lei vechi ca scheletul ăla de bloc, care este înregistrat la primărie, fiind executat de jucătoresc. Și acum cât ar mai fi? De acum, de exemplu, un milion de lei.
sunt indicatori, domnule. Deci sunt indicatori acolo, deci avem indicatori acolo, să vedeți exact care e situația, că avem indicatori acolo. Deci să nu se înțeleagă cineva că facem birouri acolo, să mărim nu știu ce. Deci direcția de asistență, pentru că cabinul și bătrâni vine mutat acolo, cei de la evidența populației, care lucrează în condiții cum lucrează acolo, vin mutați acolo și poliția locală pus, o să facem la subsol, să mutăm activa. Știți de ce vă întreb? Pentru că mi s-a fi părut normal să nu dați drumul BCR-ului pentru 300.000 de euro, care este cel mai mare tun care l-ați dat în mandatul dumneavoastră. Eu? Am fi putut să avem BCR-ul, să votăm absolut tot. Domnul Nicolae. Da, absolut totul să votăm în BCR. Domnul Nicolae. Această plătire, pentru că această plătire nu are valoare din punctul meu de vedere. Domnul Nicolae, haideți să vedem ce la subiect. Vă rog să precizați cine da formă, vă rog frumos, domnul Nicolae. Primar. Primăria ar fi putut să preia BCR-ul. Spuneți-mi la datul. Primăria Rădăuțe. Da, bine, mulțumesc. Ați înregistrat, dar vă rog frumos. Domnul consilier Rădăuțe. Vreau să mai întreb câte posturi vacante au fost bugetate pentru 2019 și ulterior ce s-a întâmplat cu banii respectivi și cu banii de la voucherul de vacanță bugetați ce s-a întâmplat? Dacă vă uitați în coloana 4 și vă uitați în coloana 9, o să vă uitați că este o diferență care nu a fost, când nu s-au încasat sumele totale în buget, nu s-au cheltuit. Deci, clar, nu au mers în altă parte, pur și simplu nu s-au cheltuit. Pentru că nu au fost. Nu s-au încasat. Da. Da, e logic. Nu la BCR, nu este la BCR. Habar n-am, trebuia să cumpărați BCR-ul asta, de fapt era discuția, nu că ați dat un. În adică, în fine, nu-i cred. Alte discuții? Vă rog, domnul Jecalu. Referitor la BCR, eu mi-aduc aminte că a fost o adresă la diverse și atunci niciunul dintre noi nu am avut punctul de vedere să cumpărăm BCR-ul. Cine a fost inițiatorul? Eu, din păcate, am lipsit la acea ședință. Cine a fost inițiatorul? BCR-ul. Acum sunteți prezent, domnul Nicolau, sunteți prezent, da? Sunt prezent. Deci, cu siguranță, au fost la diverse adrese. Dacă suntem interesați, achiziționăm, eu mi-aduc aminte. Cine trebuia să răspundă dacă suntem interesați sau nu? Noi. La diverse. Deci noi, eu, primărie, nu sunt interesați cum pot BCR-ul. De ce? Acum, domnul Nicolau, dacă sunteți atent, notați. Se vin din check bank. Nu, check bank nu este adunastră. S-a vinde azilul de bătrâni și de data asta voi fi cu ochii pe el, domnul primar. Se vinde azilul de bătrâni, am înțeles că începe cu 80.000 de euro, s-a pregătit și acolo. Asociația Evreilor mi se pare că l-a scoate la prezare. Dar o să primăria are același drept de pensiune cum a avut și la BCR. Deci BCR-ul s-a fi putut cumpăra de către primăria Rădăuți cu puțin peste 300.000 de euro. Primăria a considerat că nu este o clădire de valoare și nu are rost să investească acești bani. Da, mulțumesc frumos! Dacă mai sunt alte discuții... Și pe aia o vinde. La cumpărul? Mai sunt alte discuții? Deci, în momentul de față sunt 63 de kilometri drum modernizat, 36 nemodernizați. Și acum să vă enumăr ce am modernizat eu de când sunt primar. Deci, 1. Abatorului. 2. Androni Pontezi. 3. Calea Bucovinii la strada Hipodromului până în centru aici. Asta tăiați, vă rog, nu este făcut de dumneavoastră. Dar de ce e făcut? Prin mandatul meu și pe Andrologie, dacă vreau contractul, l-am aici. Deci am contractul aici, nu vă asumați acest proiect. L-am pe telefon. Vi-l dau, dacă vreți să-l citiți, ca să vă împospătesc memoria. Mulțumesc frumos că pentru toată lumea a înțeles câți kilometri de asfalt s-au pus. Sunt trag de lucrări și mai spate și se mergeam la 2016. Nu erați privat la momentul ăla. Haideți să ne venim la punctul de ordine de adezii, pentru că ne-am batem de la subiect. Ne-am batem de la subiect. Vă rog frumos, dacă mai aveți ceva, i-ați dat un răspuns. Domnul primar, vă rog foarte mult, i-ați dat un răspuns. A spus câți kilometri ați făcut din 66, dumneavoastră ați înțeles. Domnul președinte, contractul din data de 5, uitați am făcut pe față. De data de 15.06.2016. Nu era prima la ce. Am înțeles.
Haideți să trecem peste asta și să revenim la contul de execuție, vorba de contul de execuție aici, da? Vă mulțumesc foarte mult. Pe vă solicitat, v-am solicitat un bun de vedere vis-a-vis de numărul de kilometri asaltați. I-ați dat răspunsul câți kilometri, vă mulțumesc pentru înțelegere. Alte discuții dacă mai sunt, dacă nu, să trecem la vot. Dacă nu sunt alte probleme, să pun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție. Că nu participă în grup. Am înțeles. Privind aprobarea contului de execuție la data de 31.12.2019, în formă amendată, pentru că aici a apărut și acea corectură a domnului consilier. Da, în forma corectată. Domnul președinte, nu participăm la vot, nu ne-a contactat domnul primar, nu ne-a contactat nimeni de la niciun departament din primărie să dezbatem subiectul, ne-a trezit cu materiale de ședințe, fiecare acasă la el, nu participăm la vot, nici nu cu PNR. Nici cu PNR nu participăm. Grupul PNR, UPR și grupul PMP, vă rog. Mai puțin că se pune problema de procedură. Cine trebuia să contacteze pe cine? Materialele de ședință se pun la dispoziția consilierilor odată cu convocarea ședinței. Se discută. Adică la ce v-ați referit exact? Da, ca să știm despre ce vorba. Deci mi s-a fi părut normal să ne întâlnim așa cum ne întâlneam acum 3 ani, de exemplu, să dezbatem bugetul. Nu-i buget ăsta, e și buget. Tot ceea ce ține inclusiv execuții, absolut doar. Ok, am înțeles punctul de vedere a dumneavoastră. Să pun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea contului de execuție la data de 31.2 în forma corectată. Votul pentru? Florin. 10 voturi pentru. Ceilalți au precizat deja că nu participă la vot. Mulțumesc. Prin urmare, proiectul a trecut. Mergem mai departe la proiectul de hotărâre înregistrat cu numărul 98.511 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiție, reabilitare, clădire în cadrul proiectului Venus împreună pentru o viață în siguranță, situată în municipiul Rădăuț, strada Bolovățului, numărul 51. Avizele comisiilor? Comisia economică a desfavorabilă. Comisia pentru cultură desfavorabilă. Urbanismul? Da. Comisia pentru urbanism. Da. Bine. Da. Urbanism desfavorabilă. Mulțumesc. Discuții? Vă rog, domnul Grea. Am eu o întrebare. Spuneți-mă, clădirea asta de strada Vlăbății din numărul 51, vorbim de acea clădire verde din lângă DAS, nu? Da, da, da. Nu e un post de bătărie. Am înțeles. Mulțumesc. Vă rog, doamnă consilier Negruț. Aici ar trebui cineva să explice ca să se poată înțelege, ca să poată înțelege toți cetățenii că este un proiect de fonduri europene, cu participarea primăriei este de 22.000 scris în proiect. Așa? Vă explicați. Deci nu sunt banii, milionul ăsta de lei care se acordă, nu sunt banii puși de către primărie. Ca să nu înțeleg, oamenii cheltuim un milion de lei pe amenajarea unei clădiri din, de la talpă până sus în vârf. Da. E regulă. Trebuie să mai explicăm lucrul acesta sau? Banii nu sunt ai noștri și nu se putea altfel. Altceva face cu acești bani. Au fost discuții că se puteau cumpăra 5 apartamente. Așa este, cu un milion de lei putem cumpăra 5 apartamente. Banii nu sunt ai noștri, asta să se înțeleagă. Banii sunt dați de fondurile europene, ei asta au cerut, asta au primit. Dacă vreți, poți face o clarificare. Vă rog. Pe un program operațional capital uman, pentru că ăsta este un program prin care se finanțează acest proiect, nu se poate cumpăra, nu se poate face achiziții de imobile. În schimb, se pot moderniza prin schimbare de destinație imobile existente. Programul operațional capital uman implică în proporție de 85% cheltuielile operaționale, adică finanțarea următorilor angajați care vor fi acolo, iar cei 15% pot fi folosiți pentru modernizarea infrastructurii care urmează să găzduiască acest serviciu. Motiv pentru care bănesc că s-au și optat pentru modernizarea acestei clădiri, care după 5 ani de zile modernizată, ieșind din perioada de implementare, rămâne în patrimoniul primăriei. Mulțumesc pentru explicații, domnule consilier. Dacă mai sunt alte discuții,
Spuneți, este aprobat acest proiect, am câștigat acest proiect, putem să-l punem în aplicare? Da. Deci nu este aprobat acest proiect. Nu, dacă se trece în faza de licitație, încă nu vi l-a aprobat. Nu, licitație dacă pentru... Dacă îmi permiteți, proiectele cu fonduri europene se demarează în mai multe variante. În momentul în care este în proiectare, la licitație, proiectul este aprobat și licitația se desfășoară în baza unui contract de finanțare. Licitația și toate lucrările de investiții sunt eligibile abia după semnarea contractului de finanțare, ceea ce este și aici. Deci nu există nicio șansă să nu fie aprobat. Nu există nicio șansă să nu se pice din momentul ăsta, pentru că un contract de finanțare este semnat. Da, să nu vă mirați dacă pică la răbăță. Ok, haideți să mergem mai departe. Să pun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea proiectului VEROS împreună pentru viața în siguranță și a contribuției proprii în proiect a municipiului Rădăuță în vederea finanțării în cadrul POCU 2014-2020. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Unanimitate. Mergem mai departe. Proiectul numărul 4, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, schimbare, destinație, reamenajare și extindere construcției nefinalizată în vederea realizării unui sediu pentru direcțiile primăriei municipiului Rădăuț, DAX, Poliția Locală și Serviciul Populației, uletinele, evidențe populației și așa mai departe, IVA și centrala termică, raport de utilități, lucrări, sistematizare pe verticală, situată în municipiul Rădăuț, județul Suceava. Discuții? Avizul comisiei, da? Comisia economică, aviz favorabil. Comisia de urbanism, aviz favorabil. Discuții? Domnul Mătrescu, vă rog. La clădirea asta ne costă proiectarea 248.147, 2.5 miliarde. E un proiect greu să pare aici, iar lucrarea totală ne costă nu chiar 1 milion de euro, vreo 100.000 de euro. Dar oricum îmi place proiectarea, este 2.5 miliarde. Alte părere, opinii? Domnul Preda? Domnul consilier Preda? Ca o completare pentru domnul Mutrescu, din câte știu eu, în cadrul divizilor proiectelor, capitolul 3, ceea ce înseamnă cheltuieli pentru proiectare și consultanță, trebuie să cadreze limita de 10%, în cazul în care există și consultanță și construcție, nu au voie să depășească aceste două rubrici, însumate 5% individual, se încadrează. Bun, din punct de vedere. Alte discuții, vă rog, domnul consilier Miron. Da. Când se finalizează construcția judecătoriei, clădirea judecătoriei va rămâne goală. Clădirea va reveni primăriei. De cine sunt mult absolut toate instituțiile astea acolo la judecătorie? Deci clădirea judecătoriei vechi, cum ar veni. De ce trebuie să investim aproape 1 milion de euro când putem, avem o clădire în centru care va fi goală? Cine s-a venit chestia asta că trebuie să facem acolo? E o bătună investiția asta. Domnul consilier Jecau? Atunci, cu plătirea existentă, ce ar trebui să facem? Poliția în care s-au investit 1.400.000 de lei, 14 miliarde. Bluxul, ce au ce urmează? Știți, adică avem, nu putem lăsa nici așa. Da, dar avem plătiri în centru, e momentul de față. Da, o să avem, o să avem. Dar oricum se finalizează, nu până se finalizează. Se va intervenia cu zeu, de aici. Domnul consilier Mutrescu? Deci cheltuim 1 milion de euro din bugetul local pentru a face clădirea asta, în condițiile în care avem și patrulaterul din pistile, vis-a-vis de judecătorie care stă gol și care cade pe noi, mi se făcă 1 milion de euro, în loc să facem drumul de Toloacă. Banii ăștia, cu 300.000 de euro, facem 3 km de Toloacă. Sincer, n-am spăvătat, sunt nicio formă treaba asta. Dacă nu reușim să trezăm bani, așa sunt puțin, cum trebuie, nu sunt de acord.
milion de lei, puteam face aproape 3 km de drum, de toloc. Unde stau oamenii aia, ca nevul mediu. Domnul Bofer, vă rog. Dacă-mi dați voi o explicație tehnică pentru ce s-a sesizat că va rămâne viitor să clădirea judecătoriei va rămâne goală, țineți cont că va rămâne numai un etaj gol, deci parterul nu există, va rămâne un etaj, nu poți înghesui 3 DAS și poliție locală și SLEP într-un singur etaj cu 10 sau 12 camere care sunt acolo și în plus, și acolo cel puțin jumătate de milion de euro trebuie băgați în consolidarea acelei clădiri, dacă vrei să o redai unui circuit administrativ. Domnul Cofreț, dar s-o stă în două camere. Nu, e adevărat. În camere, nu știu. Poliția locală stă într-o cameră, în două camere. Dar câte camere au nevoie? Că eu zic că ne încadrăm foarte bine cu... Suntem în buric orașului. Mutăm serviciile astea la periferie, la ieșirii din oraș, investind sume colosale. Eu știu ce se așteaptă. Se așteaptă să plece judecătoria, să se vândă și spațiile alea, pentru că în clipa asta este vândut absolut tot, mai avem doar pescăria. Singurul bun care trebuia să-l păstrați ca și monument al Rădăuțului era BCR-ul. I-ați dat drumul pentru o sumă pentru, la preț de apartament de lux. Domnul consilier, nu mă bag de discuțiile astea că am pierdut judecătoria, că n-am dat, că nu păstrăm. Deci discuții toate are inutil din punctul meu de vedere. Din punctul meu de vedere. Din punct de vedere tehnic vă spun, judecătoria nu se va termina 3-4 ani mai durează judecătoria. Judecătoria nu va avea parcări suficiente. Gândiți-vă că s-ar putea să solicite clădirea mea unde sunt 5-6 servicii ale primăriei. Unde simuți pe aceea? Și ce faci cu cadavrul ăla de bloc? Că a rămas un cadavru. Și când vă uitați proiectarea, nu uite ce zice domnul Mătrescu, total cheltuielile. Proiectarea este 42.000 de lei. Uitați-vă clar în divizie. Domnul Coflea, străzii de Rădăuță sunt cadavru. Nu-mi spuneți mie de construcția aia începută cu 3 stâlpi, care nici nu știu la cât au stat în ploaie, dacă mai fac față la un bloc să-l reclădești pe ele. Eu zic că vor face față, vă face expertiză tehnică care este prinsă în această documentație. Citiți întâi documentație. Da, mai scurt și o completare. Microfonul. Pentru viitor, discuta cineva, deci nu s-a prevăzut în 2004 sau 2005 când a venit pe Norgatul. Câte case, adică extinderea pe străzi și așa. Pentru viitor, îți spun eu, din punct de vedere urbanistic și a sistematizării, clădirea mică va trebui demolată aici. Pentru că nu ai să poți să funcționeze și primăria mare, și judecătoria, și asta. Pentru că trebuie aerisit, trebuie parcări, trebuie un scoar, trebuie spații verzi, ori aceste, chiar și urbanismul și toate astea, se vor muta ori aici, cum spune domnul Cătălin, la judecătorie, dar după o consolidare și o expertizare, sau acolo, undeva. Sunteți oameni care sunt luat în lume. Primăriile din alte localități, mai mari sau mai mici, au așa serviciile, în primării stă primarul, viceprimarul, consilierii și secretarul și sunt restul, toate serviciile sunt împărțite. Bun, și ce faceți? Dumneavoastră vă mutați cu serviciul de urbanism acolo. Omul are de plătit o chitanță. Îl trimiteți de acolo până în centru orașul, vine să plătească chitanța, să duc la dumneavoastră, vă împlânziți în tot municipiul. Sunt probleme care se vor rezolva. Nu vreau să țin atenția ocupată pentru asemenea de cază. Sunt niște de cază. Da, mulțumim, domnul consilier Mătrescu. Să dai oportun să investim în blocul român cu un milion de euro, sau să facem banii ăștia 2-3 luni de drumuri. Ce e mai important pentru Rădăuți? Ce e mai important pentru cetățenii de Rădăuți? Din banii lor facem treburile astea. Chiar e important să facem servicii de poliție locală sau drumul în oraș. De acord, primar, nu am fost în Consiliul Local, nu știu, poate viitor. Care colegi, domnul? Care a fost în Consiliu, 8 ani de zile, de la PDR. 8 ani? Nu. 7 ani, 7 ani. Nu, 6 ani și 10 luni. Eu am fost 2 ani și 10 luni. Pentru că primul mandat a PDR-ului vreau să vă aduc aminte. Da, și eu am fost 2 ani și 10 luni, dar... Nu a avut primarul de la acea dată, nu a avut majoritate în Consiliu.
Consiliul Local. Ce contează? Eu am majoritate sau ce? Păi vă privește asta. Stați în timpul dumneavoastră, nu ține. Vă privește în altul la timpul respectiv. Dar nu mai spuneți, vă rog frumos, că a fost 8 ani de zile. PDL-ul a condus primăria 8 ani, 7 ani de zile, până completat domnul Loreanu. Deci un mandat, aproape două mandate, fără un an de zile, da? Dumneavoastră, PDL-ul, actorul PDL, ia spuneți-mi în scamele de vedere, câți metri de asfalt ați sunat dumneavoastră? Și eu în 4 ani v-am spus cât, dumneavoastră în 8, 7 ani, cât ați sunat? Pe primul program la domnul primar, dați-mi voi să vă răspund, pe primul program la reabilitare la apă și canal, da? Nu vorbim de apă, vorbim de apă. Da, vorbim de asta, dar ce vreau să asfaltăm și după aia să tragem apă și canal? Să punem carul înaintea boilor, ca de obicei? A carului, nu a boilor. Domnule, vreți să vă dau străzi care au apă și canal de 20 de ani și nu s-a asfaltat? Cu boi? Care cum? Nu, dacă vreți, vă le dau. Dar e un subiect de campanie și asta. Vă rog, domnul Moșescu. Domnul primar, dar ce înseamnă diversiunea asta? Noi vă spunem că acum hotărâm că nu vrem să alocăm, eu nu vreau să alocăm 1 milion de lei pentru CNT-ul ăla, aș vrea să spuneți cu PNL-ul și PNL-ul. Ce trebuie la diversiunea asta cu ce altă? Da, 1 milion de euro, da. Eu am făcut referirii la asta, nu la acela. Da, deci, domnul, știți care-i treaba, domnul Futur, domnul Lăianu și cu domnii care sunt considerat pe PDL, știți când îmi luau câte o roată de mânuță și îi promitea la oameni, eu garantez pentru domnul Lăreanu, eu garantez și eu fac. Asta a făcut. De ce n-a făcut, domnule? Hai să discutăm subiectul. Ați garantat? Asta este subiectul discuției. Da, sigur. Este subiectul, domnule, că dumneavoastră sunteți... De 3 ani de zile din tot spuneți ce-a făcut PDL-ul și ce-a făcut PDL-ul. Asta vă spun ce, vă repet cât vreți dumneavoastră. Și nu vă înțelegeți ce o perioadă. În primii ani de mandat, în 2008-2009, adică eu aminte domnul primar cum a fost. În primii ani de mandat, 2008-2012, dacă știți foarte bine, au condus o parte din consilierii dumneavoastră de atunci. Ce-o condus? Da? Cum ce-o condus? Mă refer la Consiliul Local, da? Domnule, eu dacă am ținut de consilierii din 19, înseamnă că conduc Consiliul Local? Domnul primar, vă rog frumos, mă nimai aduce să nu ce-au fost. Haideți să-l uităm, haideți să-l uităm înainte, da? Da, eu vă uit înainte pentru mine, nu pentru voi. Pentru voi vă aduc ce ați făcut. Domnul primar, haideți să privim spre viitor. Acum ne-am corect de fiecare dată în ceea ce a făcut unul sau altul. Oamenii ne-au judecat la alegerile din 2016, au votat în consecință, păi, cum ne-au judecat? Da, au votat, au ieșit un număr de consilieri. Asta este toată treaba. Haideți să ne vedem fiecare de treabă, de vedem de proiectele de viitor. Deocamdată, dumneavoastră, nu vă vedeți bârna din ochii noastre, vedeți pe altul. Este părerea dumneavoastră. E părerea mea și am dreptul să am părerea. Domnul primar, dar ce ați făcut în ăștia 4 ani, ca să-mi prospătați memoria? Că în afară de kilometri ăștia care vi-a asumat din care 7 s-ai mei și-au luat, care nu știu dumneavoastră, vreți să vă citesc străzile? Da. Haideți să vă le citesc. Ia-ți-vă. Și contractul, zi numărul la contract când o pot încheia. Perfect. Uitați. Da. Numărul 8054 din 15.06.2016. 15.06.2016? Exact. Vezi cine era primar în 2016? Cine? Nu da. În 2016? Da, vezi cine era primar. Era eu viceprimar și unul din primar. Domnule, vezi cine era primar. Până ce nu a fost la aia că te-am... Du-te la aici. Nu, era primar. Haideți să vă rog. Nu a fost făcut de toate proiectarea și tot. Domnul consilier Nicolae. Consiliul local anterior, da? Domnul consilier Nicolae, haideți să depășim momentul. Domnul Vatră, domnul consilier Vatră, vă rog. Dan, era vorba de 1 milion de euro, 900.000 de euro, nu 1 milion de lei, după cum ai spus, pentru primire. Și doi, ce termen de finalizare are această construcție? 2040. Ce termen de finalizare are construcția? Deci dacă fie toți banii prevăzuți în buget într-un an se termină, dacă va avea probleme cu bugetul, va fi ianuar. Deci în maxim 2 ani de zile lucrarea ar fi completă, finalizată în totalitate și inclusiv dotări. Uitați-vă că sunt și inclusiv dotări la banii ăștia. 2021. Dacă sunt prevăzuți în buget, sunt banii ăștia? Nu sunt prevăzuți pentru că nu au fost indicatorii aprobați. Nu puteam să... Păi, stați, exact. Venim cu un proiect și nu avem un buget. E electoral, domnul Bărbat. Exact. De unde luați banii pentru asta, domnul primar? Sau, doamna, contabil? E la Casa Vată. Casa Vată, nu are
prea puțin. Doamna contabilă, n-aveți bani să le dați voucher la nenorociți ăștia de angajați din primărie? Vreți să faceți drumul noi și... Haideți să depășim. Domnul Mutrescu, nu știți salariați la primărie. Am zis-o în sensul bun. Lăsați-o în sensul bun. Doi, eu am văzut pe postul dumneavoastră pe juni, inclusiv dumneavoastră la ce comentați, că deși dăm salarii așa mari, nu înțelegi mici ce comentați la sală? Ți vă arăt eu? Da, sigur că da. Eu primul lucru care îl fac dacă ajung primar, eu dizolv poliția locală, că ajung consilierilor, asta e primul lucru. După aia înjumătățesc aparatul primarului cu toate măsurile care pot să le iau, voi micșora cu cel puțin 25% numărul de angajați din primărie, pentru că în această primărie muncesc 30-40%, o repet și am să o spun în continuare, și ăștia cară sacul cu bolovan pentru toți ceilalți. Haideți să depășim momentul, lucrurile astea le veți discuta mai bine în campanie. Eu le bani pentru investiții. Așa se pune pe hârtie și... Ce înseamnă că dăm noi primul? 2,90, vă trebuie 1 milion de euro. Și dumneavoastră spuneți că dăm noi? Domnul Bastic, nu vă enervați, dacă nu văd un conceai de chei, nu vă enervați. Ați face dumneavoastră? Nu, eu n-am luat. Vă dau pe o bancină, și lui domnul Nicolau, cum văd în față poliție. Hai, vă rog frumos, să nu discuții de genul acesta. Se pare pertinent întrebarea. Noi avem o investiție de 1 milion de euro. De unde luăm bani? Și mi se răspunde pe care... Primarul municipiului Rădăuț a dus pe rectificare bugetară 68 de miliarde, ați votat împotrivă rectificării bugetare. Când au venit de la guvernul Orban 5.000 de lei, sau câte au venit, 5.000 de lei, a fost pentru a se ridica. Deci noi 5.000 vă dăm în dumneavoastră, domnului Păpaci. N-am nevoie de bani la asigurățiune. Dar nu s-a venit. Da, domnul Păpaci, haideți să vedem domnul consilier Cantare, din numai puțin, domnul Nicolau. Și vreau să vă spun un lucru. V-ați certat în 4, dar niciunul nu m-ați convins. E în regulă? Dacă mai sunt alte discuții, vă rog, domnul Mătrescu. Vedem noi. De câte ori nevoie? Este un regulament. Haideți, domnul Mătrescu. Să gătiți de tot cuvânt deja iarnă. Bugetul de dezvoltare a Rădăuții nu era 7 de miliarde, dar nu era 1 milion de euro pentru plătirea asta. Vă rog frumos, domnul Vatru, haide, domnul Cresu, aveți cuvântul. În toamnă, toate indicatorii și se spunea că o să se repare turnul care cade la aplatea. Ați văzut turnul cumpărat acum? Dar nu i-ați aprobat, da? Nu i-ați aprobat. Ați uitat. Așa, nu i-ați aprobat multe anualuri și nu puteam să facem licitația, dar nu ați aprobat multe anualuri. Multe anualuri nu. Aveați mâna sub masă, domnul Mătrescu. Nu rog, mai și ridicarea din buget, am aprobat. Aia cu 5.000 de lei, da? Aia cu 68 miliarde. Da. Aveați mâna sub masă, domnul Mătrescu. Haideți să vedem, verificăm aici, la procesul de fapt. Ok. Dacă mai sunt alte discuții? Vă rog. Totuși noi astăzi stabilim oportunitatea, după care se va sta. Mulțumim frumos, domnul Bălățician. Ce oportunitate? Dacă noi avem 700.000 pe an la dezvoltare și o investiție de 1 milion, vedem noi de unde luăm bani. Ce n-ai voi? O chestie politică, atât, da? Deci dumneavoastră se chiar gică contra atât. Eu gică contra, da, învață mă la asta. Da, că domnul o gică contra. Vă spun așa, pentru că v-am spus, când am adus 70.000 atunci, atunci 68 miliarde și a fost dat împotrivă la lecția lui. S-a dus ea vara asta, nu v-a dus, să vă dau procesul verbal sau citiți să deschid politica. Așa, nu se poate, da. Așa, am înțeles. Și o să aducem bani la rectificare bugetară și o să-i punem în buget. Asta e regula. 1 milion de euro. Domnul Nicolau, vă rog. Mai mult când am adus. Domnul primar, fără să vă supăr. Timp de 2 ani jumătate, noi, cel puțin de la PMP și colegii de aici, și PNL-ul v-au dat toate șansele, v-au votat proiect după proiect, crezând în dumneavoastră, în ceea ce v-ați propus și ceea ce ați promis. Mi-am dat seama, în urmă cu un an, eu cel puțin cu un an înainte, colegii puțin mai târziu, că de fapt sunt balane de zăpun. Din acel moment, noi nu putem să vă mai votăm minciunile și aberațiile, pentru că ați intrat în campanie electorală, aveți prețul de 3 ori la absolut tot ceea ce faceți, și nu aveți bani să duceți la bun sfârșit nimic. Spuneți-vă, domnul Vată, de unde luați acest 1 milion de euro? Pentru Dumnezeu, vă întreabă omul, domnule, vrea să-ți voteze proiectul. De unde e acest 1 milion de euro? Ce e așa de greu? La
Adică, ce spuneți de fondurile europene? Am putea să accesăm pentru respectivul semnul? Nu. Ok, sper să vă scopăriți. Domnul Preda, spuneți-le domnul Vatre, cum se accesează fondurile europene și ce apți în care este gestionat? Eu pot să vă aduc niște exemple de la 20 km distanță. Aia e o primărie falimentară. Primărie falimentară care lua 28 de milioane de euro. Bugetul rădăuțului pentru 40 de ani de dezvoltare. Să văd ce mă trebuie. Bugetul rădăuțului pentru dezvoltare. Trebuie să generează prima investiție. Domnule, sunt aprobate, o să le vedem. Dar o să mai fiți primar atunci. Haideți, vă rog frumos, să revenim la proiect. Dacă nu-ți vă rog, o să-ți grupul PNL nu votează. Grupul PNL nu participă la vot. Grupul PNL nu participă la vot. Grupul PNL nu participă. Eu vreau să particip, dar tu nu l-am luat. Să nu vedeți. Da, vreau să votez, dar vreau să votez. Dacă vreau să iau o mașină, da, știu că mi-am împrumut bani din bancă, dar aici nu împrumuteam. Nu împrumutați? Îi furați ce faci? Vă rog frumos, haideți să depășim la domnul Vatra. Da, zi, mai milion de euro, când e vorba de șoară. Nu, 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 șase din 69. Doamna, și trebuie să-și ia bilet. Dacă se votează acest proiect, în primul rând o să trebuiască făcută documentația, care să trebuiască din nou aprobată de dumneavoastră. După care, anul acesta, o să încercăm să accesăm, să facem niște adrese, să ni se dea bani, cum ni se dea anul trecut, dar așa se numea 800.000. Și dacă vom avea bani, vom începe anul acesta, dacă nu, anul viitor. Deocamdată se face documentația tehnico-economică. Am înțeles. Domnule, să luăm bani să accesăm pentru o creșă, să facem niște străzi, doamna contabilă. Domnul Preda, vă rog. Da, o întrebare. În condițiile în care acest proiect nu trece, mai puteți solicita bani de la guvern pe rectificare bugetară ca să finanțați așa ceva? Nu. 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 Anul trecut s-au făcut adrese către primăria Rădăuți prin care mi s-a solicitat dacă avem nevoie de bani pentru consiliu a primăriei. Și noi nu aveam niciun proiect aprobat, nu aveam niciun indicator și din cauza asta noi am hotărât acum să avem proiectul, poate și anul acesta vom... Da. Mulțumesc foarte mult pentru explicații. Vreau să știu de la grupul UPR, votați sau votați. Păi da, n-am văzut. Păi da, n-am văzut. Ok. Ce problemă? În cazul acesta, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivele investiții, schimbare destinației, amenajare și extindere construcției nefinalizate, în vederea realizării unui sediu pentru direcțiile primăriei municipiului Rădăuți, arhiva și centrala termică, raport de utilități, lucrări sistematizare pe verticale, situate în municipiul Rădăuți, județul Suceava. Voturi pentru? Deci, așa, împotrivă? Abțineri? Două abțineri. Vreau să vă spun că scheletul acesta, la Curtea de Conturi, am avut ca și recomandare să rezolvăm această problemă. Prin proiectul acesta de hotărâre am spus că rezolvăm și problema Curții de Conturi, care a fost din anii înainte de a fi eu sau domnul primar. Și noi sperăm că... Suma care e 1.400.000 care s-a cheltuit nu a fost degeaba. Dacă nu facem acea clădire, clar că o să trebuiască imputată cuiva. Am înțeles, mulțumim. Cu ea face prescris. Domnul secretar trecută. S-a aprobat, trecem mai departe. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții trotuar, strada Dacii, partea dreaptă, intrare din strada Mielcu Bălicianu, în intrarea Gheorghe Lasă, în municipiul Rădăuți. Comisiile? Comisiile, vorbim la lista curată. Vă rog, domnul consilier Jecaro, a fost aprobat în clie. Aș avea o rugăminte la departamentul tehnic sau o recomandare.
culoarea pavajului și dimensiunile lui să fie în ton cu zona, să nu avem la fiecare trotuar tot alte culori sau dimensiuni. Să nu fie chestrit. Domnul consilier Pacea? Vreau să fac un amendament care va fi valabil pentru toate proiectele cu aceste trotuare, la 5 inclusiv 12 numele proiectelor. Valoarea lucrării de construcție montaj să fie diminuată cu 10%, mai ales când mereu se invoc faptul că niciodată sunt prețuri maximale și niciodată nu se ajunge la ele. Înseamnă că nu sunt aproximate corect. Păi dacă mereu ziceți că nu în bani, mai ales din start să aprobăm acești indicatori cu 10% reducere. Ăsta e amendamentul meu, vă rog, de la 5 cu 10%. Domnul consilier Popescu, urmează acum orice proiecte și toate se referă... La un loc. Urmează cam ce și proiecte, așa, nici unul din proiectele astea nu privește zona de Toloaca. Aia e o zonă care e scoasă în afara Rădăuțului. Eu zic să o demităm, să facem un sătuc din ăsta, că ăsta e bun de sat. Cu toate e bună doar în campania electorală. Da, nu se poate, adică avem un proiect în zona Toloci, dar unul singur, pe care vreți, spui unul. Nimic. Hai să vă spun eu, președinte. Dar dacă vine de Toloaca la exploatate de Iprut, atunci și mai băgat pe seara, mai glumim. Deci eu vă spun în felul următor. În momentul de față, avem licitație pentru Dobrogeanu Gherea, de la Leaua Neagră până la Mihai Botnar. Avem licitații pe comun, care se termină sub contestație, contractul inițiat. Dimitri, da. Recoltii, da. Berăriei, Etenăriei, da, vă mai spun? Constantin Colibaba, Recoltii, Plugarii. Lemnei, vă mai spun? Da? Deci, atât, pe Torocii nu este prins asfalt, din cauza că nu este tras apa și canalul. E, întorcătura Torocii, bucățica aia care nu-i prinsă pe corduri europene, este prins apă și canal aici. Da? În restul, când se trage apă și canal de la Recolți încoace, de la Recolți încoace, se face și Toloacă. Deocamdată, eu zic că am făcut mai mult Toloacă decât a spus cu dumneavoastră, domnul. Vă rog, domnul Cresor, trebuie de iară, faceți o diversiune. Eu vă spun că 5 proiecte sunt doar pe zona bună, să spunem, și celălalt nu-i niciunul. Vreau să spuneți că faceți nu știu ce. Doamne, 5 proiecte acolo nu-i niciunul. Repet încă o dată, dumneavoastră nu țineți minte ce aprobați. V-am spus că ați aprobat și este contract semnat pentru 14 străzi din bugetul local care este și bugetat pentru asfaltare din toate zonele, și Toloaca din Nord, și Toloaca din... Așa inclusiv pe Tenerii, zona aia și Merilor, pe toate zonele din oraș, sunt 14 străzi, care sunt pe bugetul local. Doi, pe gaun, care sunt tot cu apă și canal, care e domnul Treda, consilier. Explicați-l domnul cum stăm și cu gaunul. Și mai este strada Dumitre Dan, care își scoatem acolo la licitații, cu trotuare cu tot, și strada Hipodromului, de la Casa de Cultură până la Hergelii, cu trotuare. Avem trotuarul prins aici. Și cu indicatori aprobați. Ce vreți să vă amestec? Domnul primar, iar nu înțelegeți. Eu vă spun că nu avem niciun proiect pe ordine de zi luna asta, trebuie să spuneți altceva. Ce domnul, să trăniți pe altă planetă. Deci eu v-am spus că avem proiectele pentru programul de investiții pe anul ăsta cumva de anul trecut. Și licitații făcute de anul trecut, îl pricepeți? Nu, acum. Singura problemă care este acum este, sunt trotuarele care avem indicatorii, care sunt bugetați acolo. Și nu apa și canal. Nu pricep. Restul, dar nu pricepez. Nu pot să pricep. Ce proiecte nici nu pot. Ce să pricep aici? Dumneavoastră de asta sunteți parteneri. Nu pricepeți. Am înțeles. Mă rog, haideți fără jigniri și să ne calmăm. Domnul consilier Preda. O întrebare referitoare la prețuri. Aici am observat că în toate proiectele însumate pentru care sunt puțin din pavele cu modernizarea cu trotuarele, însumate dau suma de 1.320.540 lei, însemnând 5.980 de metri pătrați din pavele. Știu, din câte știu eu, aceste lucrări, depășind valoarea de 470.000 de lei, înseamnă licitație publică. În cazul diminuării acestor licitații publică în care au dreptul să participe mai mult, prețul cel mai mic este o ofertă pentru câștigător. Dacă diminuăm astea, există riscul
să nu participe nimeni la licitație? Am mai avut niște proiecte care s-au terminat public și nu vine nimeni la licitație. Deci licitația publică, firmele care sunt, în conform creditului de sarcini, trebuie să le dea deci, să cu... obligatoriu prețul, prețul va fi mult mai mic. În general, întotdeauna este mai mic. Domnul consilier Negruț? Am o întrebare la doamna contabilă, să spun. Proiectele astea de la 5 la 19, care sunt cu trotuare, cu fațade, câte și mai câte, sunt bugetate în bugetul de la proiectul numărul 20? Proiectul numărul 20? Sunt bugetate. Nu, nu. O parte sunt bugetate, da. N-ar fi trebuit să știm și noi că ăsta e bugetat, ăsta nu e bugetat? Da, aveați la bugetul local, am spus pe străzi, la lista de investiții și pe străzi, și vedeați acolo străzile. Da, da, acolo am văzut. Viitoare, când o să fie, am să vă spun, asta este bugetat ăsta. Era cel mai bine așa, dacă eu după. Cel mai logic. Dar mulțumesc, înseamnă că s-o parte bugetat, pe o parte nu-s bugetat. Mulțumesc frumos. Dacă nu mai sunt toate discuții, vă rog, domnul Miro. Nu înțeleg un lucru. De ce cauză nu se facă un singur proiect pentru toate străzile care le avem? Nu poți. Și să poate fac o singură licitație și nu poți. Deci o singură licitație se face, dar pe fiecare stradă separat. Deci toate străzile la un loc. Da, acumulare, o singură licitație. Licitație, dar ca valoare pe stradă, fiecare separat. Am înțeles, corect chestia asta, dar noi trebuie să ne ieșim în contabilitate după aia. Valoarea. Deci, în realitate, practic, se face o singură licitație. O singură licitație, dar pe toate străzile, cu străzile separate pe care există. Cu metri pătrați, cu lungimi, lățimi și tot. Domnul consilier, cred. Dacă permiteți ca o completare, nu se pot aproba acești indicatori toți la oaltă, pentru că sunt studii diferite, studii geo, studii topo, fiecare stradă are alte cantități de lucrări, caracteristici, alte caracteristici. Ori ele se bugetează separat și se licitează. Da, am înțeles. Mulțumesc, domnul consilier Negruț. O întrebare la domnul Copler. Cine a făcut indicatorii? Perseraudul? Ați făcut dumneavoastră după Perseraudul ăsta? Firma care a pus costurile estimative? Sau ei după dumneavoastră? Că, adică, nu. Poate, nu. Sumele sunt... Deci, firma de proiectare face indicatorii, noi îi scriem mai simplu ca să înțelegeți. Poate nu toată lumea știe ce sunt de list. De-aia este tabelașul din spate care dă explicația cea mai... Sintetic. Da, mulțumesc. Da, mulțumim, înțeles. Dacă nu sunt alte discuții, supun la vot amenda, vă rog, domnul Cântrete. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că azi am fost jigniți cu toții, de cel puțin 3 ori. Odată, chiar acum, domnul Cofer, care ne face, nu știu ce, sinteză acolo, ca noi să înțelegem că altfel nu știm nimic. Odată de domnul Nicolau, care ne-a spus că el și-a dat seama cu un an înaintea noastră ce prostii să fac pe aici, restul suntem barză. De Bruxelles. E o jignire că sunteți dumneavoastră în Consiliul Local, domnule Măjornat. Vă rog, domnul Nicolau, vă rog frumos, haideți să nu depășim limita bunului simț. Mulțumesc. Este o foarte mare jignire pentru mine că dumneavoastră sunteți în Consiliul Local. Sunteți singurul consilier care a spus împotriva intonării imnului național înainte de ședințele de Consiliul Local. Da. Haideți să vă aduc în mare. Vă rog frumos, haideți. Continuați, domnul consilier. Domnul președinte, s-ar frumos termin acum, că termin într-o frază. Mi-aduc aminte că ședința trecută, nu să spun, dar m-am abținut. Acum, dacă tot a discutat chestiunea asta, nu, trebuie să o spun. S-a lăudat cu câtă școală are domnul Nicolau. Domnul Nicolau, aveți doar diplome, școală n-aveți. O aveți dumneavoastră, domnul... domnul director. Hai să vă amintesc de inspectorat, haideți să vă amintesc de firma de termopanii cu care a spus ce l-au scos după un an. Nu știm prea bine ce înseamnă. Haideți să vă amintesc de domnul profesor de matematică, la ce cercetați la recurs să ajungă. Vă rog, domnul consilier, haideți să depășim momentul. Mulțumesc. Domnul Cofer, vă rog. Eu cer scuze dacă s-a înțeles că pun la îndoială de cetățenia României. Am vrut să mă explic că s-a făcut mai simplu ca să poate citi mai simplu. Nu am jignit nimeni. Și îmi cer scuze dacă s-a înțeles așa. Am înțeles, mulțumesc. Supun, dacă mai sunt alte discuții, supun la vot amendamentul domnului consilier Patre, vă rog frumos să-l repetați, mulțumesc. Diminuarea cu 10% cheltuielor de construcție, montaj.
la fiecare dintre proiectele 5, 12 inclusiv. Deci, introduceți un articol sau acolo. Nu se poate la ce plus. Nu, pe total. Ăsta este amendamentul meu. Se poate vota sau nu? Supunem la vot, ăsta e amendamentul. Am înțeles. Deci supun la vot amendamentul domnului Vatră. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc, amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții de autostrada Daciei, partea dreaptă, strada mea Bogoliceană, care Gheorghe Lazar. Voturi pentru? De ce? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut cu 10 voturi. Mergem mai departe. Domnul profesor, în președinte. Proiectul de hotărâre privind aprobarea de documentație tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivele investiții, trotuar strada Dacei, partea stângă, intrare în Iacob Bălnicianu cu intrare în strada Gheorghe Lazar, municipiul Rădăuți, județul Suceava. Avizul comisiilor? Comisia economică a dus favorabil. Urbanismul? Mulțumesc. Discuții? Domnul aici facem 670 metri pătrați de trotuare, iar proiectarea ne costă 170.326. Grea proiectarea la trotuare, asta e un lucru cert și nu știm dacă avem buget sau nu. Domnule, am discutat la aceste puncte de buget. Aveți lista la buget? Mulțumesc, alte discuții? Amendamentul același 10% reducere. Am înțeles. Supun la vot amendamentul domnului. Vă rog, domnule consilier, da? Mi-a tras atenția și domnul consilier Sorin Robu. Observ că aici capitolul 3 este peste 10% din valoare totală. Asta bine. De fapt, nu. Scuze, îmi cer scuze. N-am fost atentiv. Am înțeles. Supun la vot amendamentul domnului consilier Vatră. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre prin aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorului tehnico-economici prin obiectivul de investiții trotuar strada Dacei, partea stângă. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Proiectul a trecut. Mergem mai departe cu proiectul numărul 7, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice privind obiectivul de investiții, trotuar, strada Dragoș Vodă, partea dreaptă, intrare strada 22 decembrie, intrarea strada Grănicerului. Comisiile? Comisia economică a zis favorabil. Urbanist? Aviz favorabil. Mulțumesc. Discuții? Amendamentul acela. Vă rog, domnul Mătrescu. Aici avem proiectare 166 de milioane. Da, 16.645. Dacă avem toată proiectarea, facem un drum. Da, sunt condiții diferite, domnul, ce vă legați de proiectare? Sunt condiții diferite de proiectare, sunt studii diferite. De ce tot vă legați de proiectare? Nu înțeleg. Sunt aceleași. Vă legați de oficiu? Cum sunt aceleași? Domnul Ger, aduceți-mi un proiect. Domnul consilier, dumneata faci proiectare la Delgaz. Aduceți-mi un proiect de totuar. Cum simt? Are 4 voi. Mulțumim.
Dacă mai sunt discuții, supun la vot amendamentul domnului consilier Vatra. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții trotuar strada Dragoș Vodă, partea dreaptă. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe. Proiectul numărul 8, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice adică domnul tehnico-economic pentru obiectivul de investiții trotuar strada Dragoș Vodă, partea stângă, avizul comisiilor. Comisia economică, aviz favorabil. Urmăriți? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Nu sunt discuții. Să pun la vot amendamentul domnului consilier. Nu s-a formatat, mă scuzați, că din inerție. Da, am zis, 10% reducere pentru construcția montaj. Am înțeles. Supun la vot amendamentul domnului consilier Vatra. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorul tehnico-economic privind obiectivul de investiții la Dragoș Vodă, partea stângă. Voturi pentru? Păi ați spus proiectul în formă... Da, sau? Vedem proiectul, amendament. Dar dacă s-a pus la mine auzi. Da, supun la vot proiectul de hotărâre. Vă rog frumos, haideți că l-am dat supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice privind strada trotuar strada Dragoș Vodă, partea stângă, intrare 22 decembrie strada Grădinii Cerului. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe cu proiectul numărul 9, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici privind obiectivul de investiții trotuar care a cernut partea stângă, intrarea din strada Sfântul Dumitru până la intrarea din strada Turmăgeanu Ghirea. Avizul comisiilor? Comisia economică, aviz favorabil. Urbanism? Favorabil. Mulțumesc. Discuții? Sí. Vă rog, domnule consilier. Cea mai mare parte a acestei străzi a fost pavată acum 2 ani de zile. Rugămintea mea e să avem în vedere același tip de pavaj, culoare și dimensiune. Am înțeles. Domnul consilier Nicola. Sunt de acord cu domnul Jecalo, dar eu propun o paletă de culori, din 2-3 culori, să stabilim un tip de pavaj, dacă s-ar putea la nivel de municipiu, pentru că... Domnul Bogdanu, dar vreau să nu sunteți de acord cu proiectul, ce mai vreți pavaj. Deci ce nu fac atât de domnul Femal, mai ieftin decât pavajul ăsta care îl puneți neastră, nu este nimic. Nu aveți bani, puneți 3 trotuare, păcăliți omul, un... Mă abțin, n-are, o să mai comentez, că... Vă rog, haideți să depășim momentul. Alte vă rog, doamnă consilier Predan. Aș avea o recomandare, dacă se poate, că tot am votat pavaj. Sunt străzi, de exemplu, și daci, dacă spălăm, stau în zona respectivă, sunt pavele vechi, care sunt plăci din beton. Dacă pot fi relocate în alte zone, poate chiar unde care nici măcar astea nu sunt. Să fie duse acolo, cred că ar fi destul de bine, pentru că e practic investiția minimă. Alte discuții, că acum s-a prăjit pistolat cu pasul de asfalt?
Da, e bun. Să ne eu și mai. Formali nu merge. Mai sunt alte discuții? Domnul Bacu, spune, insistă, domnul, zici 10% sau nu spui, de acolo? Da, tocmai ce zicea, dar așteptam rândul, eu vorbesc civilizat, nu mă vor să spun. Să pun la urmă amendamentul pentru domnul consilier Vatră, voturi pentru? Amendamentul domnului consilier Vatră, privind diminuarea cu 10%. Eu, exemplu, de la... Florent Preda a votat și Vreau să fac o completare, dacă se poate. Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiective de investiții trotuare în calea cea Drăguț. Partea stângă. Voturi pentru? Drăguț. 10. Împotrivă? Abține? Trebuie Proiectul numărul 10, privind aprobarea documentației tehnico-economice și aplicatorilor tehnico-economici pentru obiective de investiții trotuare, adichează partea dreaptă. De la blocul 22 până la magazinul ABC. Comisiile? Comisia economică disfavorabilă. Urbanism? Mitrescu, uitat. Favorabil. Mulțumesc. Discuții. Vreau să fac o comentariu referitor la amendament. Nu este corect, pentru că diminuat C plus M, doar C plus M, care înseamnă capitolul 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 4, 1, 4, 2, 5, 1, 1, se strică cotele de procente pe celelalte capitole. Și aici vorbim, sper să mă contrazice dacă n-am dreptate, cheltuieli, pentru comisioane, taxe, costul creditului, bine, aici nu este cazul. Aici este un procent în funcție din valoarea proiectului, din C plus M. Diminuându-se C plus M, ăsta nu intră la C plus M. Capitolul 3. Diminuându-se C plus M, capitolul 3 nu se mai încare să... Mai convins. Amendamentul rămâne. Bravo. Dar ce pierd timpul? Am înțeles. Doar poza ai pregătită deja ca să o punem la astea care îi învățează. Da. Supun... Supun la vot amendamentul domnului consilier Vatră. Votul pentru. Împotrivă. Încăpeți, îmi pot încăpeți. Abțineri. Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții trotuar Mihai Viteazu. În partea dreaptă, voturi pentru? Ce număr este? 10. 10. Voturi pentru? 10. 10. Împotrivă? Abțineri? Cum 10? Proiectul a trecut, trecem mai departe. Domnul Robu, vreau să locuiți ABC, n-ați votat împotriv ca să-i spun ABC. A votat împotriv, nu? Nu am votat, nu am locuit la ABC. Acolo, zona aia acolo, nu urmești. Am înțeles. Nu am votat prețul, domnul. Am înțeles. E ca să știi. E zona ce de toată și eu. Proiectul numărul, proiect de hotărâre numărul 11, înregistrat numărul 98561, prin aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice. Pentru obiectivul de investiții, trotuar Bogdan Vodă, partea stângă, intrarea strada Mihai Viteazu, unde joacă locul 99. Analizele comisiilor. Comisia economică a disfavorabilă. Urbanii s-a zis favorabil și a fost vorum. Vedeți că este sunt de la prefectură care îmi spuneți că se spune și multe dacă a fost vorum. Dar trebuie să spunem ședința de asta. Ședința așa indică prefectura. Eu nu cred că trebuie să spuneți. Dar sunt semnături acolo. Pe aviz am scris acest lucru.
ședința noastră. Mulțumesc, discuție. Amendamentul? Supun la vot amendamentul domnului consilier Vatra. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul de hotărâre de aprobare a documentației tehnico-economice pentru obiectivele de investiții. Trotuar bun la vot pe partea stângă. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Mergem mai departe la numărul 12, proiect de hotărâre înregistrat. Privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivele investiții, trotuare, acoperit cu partea dreaptă, intrarea Olimp, până la intrarea la referată cer, calea cel mai jos. Avizele comisiilor. Comisia economică a desfavorabil. Urbanism favorabil. Discuție. Vă rog, domnul consilier Preda. Din nou. Mai fac o completare, încerca să bată un altru. Dacă faci amendamentul corect data asta, 10% din totalul general, eu votez. Dar amendamentul tocmai ce apare. Din totalul general sau ce consumi? Nu, din construcție montaj. Vă rog, domnul consilier Mătrescu. Domnul consilier Preda, vedeți că se desfințează coaliția, nu-i bun, nu-i regulă. Vedeți că vă jucați foc. Nu, nu uitați că ați fost în coaliția asta. Nu ai văzut bună că aveați o adiziune. Vă rog frumos, doamnă consilierea. Corect, doamnă. Domnul consilier, despre care e coaliție, în care sunteți și dumneavoastră? De guvernare. Mulțumesc. Supun la vot amendamentul domnului consilier Vatră. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Amendamentul nu a trecut. Supun la vot proiectul privind aprobarea documentației tehnico-economice, trotuarea Cozavit, partea dreaptă, intrare Olimp, până la intrarea care referată calea Cernăuț. Votul pentru? Împotrivă? Abțineri? Mergem mai departe. Proiectul numărul 13, proiectul numărul 13, privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiție, reabilitare termică la grădinița cu program prelungit, micul prinț, Rădăuț. Avizele comisiilor? Comisia economică a desfavorat. Da. Urbanism? Discuții? Vă rog, domnul consilier Menuț. Am mai spus lucrul ăsta și am rugat pe domnii care fac titlul la proiect. Reabilitare termică la grădinița cu program prelungit cu prinț. Să se înțeleagă că nu-i numai reabilitare, deci nu pun polistiren. Din câte am văzut pe aici, nu pun polistiren pe grădiniță. Doar polistiren pe grădiniță de vreo 2 miliarde și ceva, 3 miliarde. Sunt și construcții înăuntru. Instalații și tot felul. Nu, domnul Cofler, este adevărat ce spun sau? Da. Deci să se înțeleagă că iar o să spună cetățenii și un lucru normal când văd reabilitare termic la o grădiniță, nu știu, e mai mare decât un bloc, nu e mai mare, nu pot comensura acum. Dar știți, nu prea e ok tipul ăsta de reabilitare termică. E părerea mea. Spuneți ce acolo. Păi sunt multe lucrări. Lucrări exterioare și lucrări. Aveți demisere, domnul. Nu știu vă proiect. Nu scrie aici, domnul Popescu. Domnul Ingeru a spus că nu știu. Aici scrie montare polistiren, montare masă fibră, masă șpacului, cântela regenerativă, schelă metală. Că asta scrie. Nu citi al lui Popescu. Construcție și instalație. Construcție și instalație. Rugăm, citiți cu atent ce scrie. O să auzim și noi, că știți că noi nu știm să citim. Eu mi-am cerut scuze, dacă tot existați, am să continui și eu, așa că mi-a venit să o lăsă moarte. Avem un maritul de vei. Dar văd că divizul e din 2016, domnule. Da, Argeu. Argeu? Vă rog, domnul consilier. Da, la comunitatea
Referitor la obținerea autorizațiilor ISO, nu credeți că dacă tot e obținută pe tot orașul, pe toate instituțiile de învățământ în oraș, ar fi mult mai ușor și mai bine pentru noi să negociem cu o singură firmă, evident, un preț mai bun pentru toate la... Licitație, da, și licitație pe toate, scos pe toate licitație. Domnul consilier Jevorba. Din punctul meu de vedere nu se poate, fiindcă sunt instituții diferite, școlile, într-adevăr, sunt în subordinea noastră doar clădirile, nu și ca și instituții. Prin urmare, nu se poate, fiindcă ei de la o școală la alta sunt probleme diferite. E logic, eu am zis scoți serviciul. Contractul ăsta pentru obținerea autorizațiilor ISO la licitație și în funcție de specificul fiecare, nu am zis că se fac 6 la fel și se dau la fiecare. Și în funcție de specificul fiecare școli, fiecare liceu, se atrează în atare. Întreb, nu sunt convins că merge de aia. Alt aspect, asta însemna noi să nu bugetăm către aceste școli bani pentru așa ceva, ci să rămână banii la primărie și să gestioneze de aici. Poate ar fi o idee. Dacă e mai ușor, deci nu. Dar atâta timp cât banii sunt pentru fiecare unitate în parte, nu se poate. Domnul consilier Tăcărete? Deci noi considerăm așa ceva pentru că instituții, personalitate juridică. Exact. Care aparțin primăriei. Nu contează, domnul. Nu. Doar clădirile. Nu, dar nu are nicio relevanță. Autorizațiile să se dau pentru clădiri, nu pentru... Nu, așa o clipă. Ascultați-mă. Nu există ca o instituție a statului cu personalitate juridică să facă o licitație pentru altă instituție a statului. Sper că am fost destul de clar. Exact. Mulțumesc. Dacă nu mai sunt alte discuții, nu? Nu. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, reabilitare termică la grădinița cu program preluat Micul Prinț. Votul pentru. Da, nu. 14, 14. Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Mergem mai departe cu proiectul numărul 14, proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiectivul de investiții, reabilitare termică la grădinița cu program prelungit Micul Prinț. Comisia Economică, aviză. Aviz favorabil, comisie. Mulțumesc. Dacă sunt discuții, vă rog frumos. Doamna. La anexă din proiectul de cartografie, finanțarea este pe anul 2020 și următoarea coloană de fi 2021. Da. 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 190. 190 la 200. Da. Mulțumesc, domnule consilier Negruț. Am o întrebare. De ce o facem multianuală? Nu avem 290.000 de lei prevăzuți în buget? Nu avem nimic? Ca să fie mai multe. S-a hotărât în face multianuală, întrucât ei nu pot să se apuce de lucrare decât după ce copiii ies în vacanță. Această lucrare nu va fi gata anul acesta și din cap, dacă constructorul va munci, putem restul banilor să-i prindem la o eventuală rectificare anul acesta. Dar, întrucât inițial a zis că nu se poate realiza într-un singur an, am zis că nu punem toată suma pentru că erau și alte investiții mai importante. Dar dacă va realiza în totalitate, se poate aloca diferența de fapt. Mulțumesc. Dacă mai sunt discuții? Dacă nu, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale, la obiectivul de investiții, reabilitare tehnică la grădinița cu program prelungit Micul Prinț Rădăuț. Votul pentru. Împotrivă, abțineri, proiectul a trecut, mergem mai departe, proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții.
reabilitare, extindere gard, școala gimnazială numărul 1, Gheorghe Copaduc. Avizele comisiilor? Comisia economică mi s-a vorat. Mulțumesc, discuții. Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre privind obiectivul de investiții de reabilitare, extindere gard, școala gimnazială numărul 1, Gheorghe Copaduc. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Proiectul a trecut. 16. Proiect de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni multianuale la obiective de investiții, reabilitare, extindere gard, școala gimnazială numărul 1 de cadrul municipiului de Suceava, Comisia Economică, avizul. Am înțeles că reabilitarea termică a unei instituții nu se poate face în trenul, dar în gard nu se poate face în trenul? Inițial, școala a solicitat doar o parte din gard. Fiind un singur fel de lucrare, eu le-am spus că nu pot să facă contract acum o bucățică, mai târziu o altă bucățică, pentru că asta, conform achizițiilor publice, nu este legal. Și atunci, el a făcut un proiect de la școală, domnul director a făcut proiectul, eu deja aveam prins în buget aia 20.000 de lei pe care i-a cerut, fiind o hotărâre judecătorească cu o bucată de gard care trebuie neapărat făcut anul acesta, l-a considerat că mai are alte lucruri de făcut inițial, după care să facă restul gardului. Dacă va termina celelalte lucrări pe care le are de făcut, va face și gardul diferența care mai este. Așa a cerut domnul director, ca să fie mai clar. Fanul dumneavoastră. Okay. Da. Pentru mine, multianuale astea, dacă îmi permiteți, au un maxim caracter electoral, în sensul că tot se împarte pentru a arăta că se fac investiții peste tot. Se împart sumele astea într-o sută și nu se poate pune o izolație în trei luni pe școală. Sau gardul ăsta pe care nu m-a convins. Este vorba de avizele care la proiect trebuie și o să dureze foarte mult avizele. Da. Mulțumesc. Dacă mai se mai scurt, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea creditelor de angajament pentru acțiuni de urmare, proiectele de investiții, reabilitare, extindere gard, școală, gimnazială numărul 1, Gheorghe Popaliuc. Votul pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiectul a trecut. 17. Proiect de hotărâre înregistrat numărul 98-58 privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere rețea alimentară cu apă, strada Tolocii, Buclă, municipiul Rădău, județul Suceava. Comisiile? Comisia Ecologică a desfavorabil. Urban desfavorabil. Mulțumesc, poți cu Bucla asta. Acolo au făcut-o fotul. Mulțumesc! Discuții? Bun, chiar dacă sunt proiecte și credeva, nu trebuie. Ați spus că nu este niciun proiect fix, în luna. Asta e luna. Exact ce nu-i se ia. Ți-a dat. Ți-a dat. Ți-a dat. Dacă sunt discuții? Da. Reduceri ceva. Reduceri. Se duc? O întrebare, că tot au fost discuții despre linia de zona respectivă, spune că strada Tolocii Buclă nu există. N-avem nicio explicație. Există sau nu există? O să vă există. Există. Tolocii Buclă sau există strada Tolocii? Am luat exemplu de la Consiliul Județean. Pe proiectul european, acolo, care este prins extinderea apă și canal pe strada Tolocii, scrie acolo. Strada Tolocii de la... și recolte acolo, nu? Da. Da. De la recolte până la Bucle Tolocii. Și Bucle a lăsat-o nouă. Domnul, strada Tolocii să fie dezorientați, ca să cadă prin lău în plus. Nu vreau să desfac sutier. Greu de înțeles.
Discuție, domnul primar. Din ceea ce țin, doamna avocat a spus că buclă strada aia acolo, ci buclă are apă și canal. Nu, e adevărat. Are apă. Are apă. N-are canal. Sunt acordați la rețeaua de apă. Doamna Tudorie, și stădim mult timp acolo, nu știu, poate n-are raport. E o nemultată din urmă acolo. O beneficiat e pentru fost consilieră din la Regia 5, Terea. Da, asta era ideea, dacă s-a raportat, de ce să mai ai bugeta, da, mă... Nu, deci e tot la ce de ea. Ești nu vădat? Vă rog, domnul consilier. Din câte știu eu, foarte mult sunt raportați din fosta stradă Lupeni, prin strada Teologii, când îi permite. Așa, deci asta e caz real. Și acum, probabil, cu chestiunea asta se va renunța la strada. Deci, ai putut să vedem oameni, o înțeles oameni, e o chestiune, e ok, ca să știi. Deci asta e chestiunea. Igo, între oamenii trebuie să plătească raportul. Ok, mă trebuie să nu vreți? Alte discuții? Dacă nu mai da, vă rog. Vă vot, eu personal cu Sorin nu votăm, dar știți că o să aveți probleme acolo, să trebuia să-i tăiați pe aia care s-au branșat deja, să pune crați. Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, extindere rețea alimentare cu apă, strada Tolocii, municipiul Rădăuș, județul Suceava. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiectul a trecut. Mergem mai departe. Proiect de hotărâre. Înregistrat cu domnul Jușor de 1576 prin aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice. Pentru obiectivul de investiții, extindere rețea alimentare cu apă, strada fundătura Cuza Vodă, municipiul Rădăuș, județul Suceava, comisie. Comisia economică a vizionat. Mulțumesc, discuții. Nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre, privind aprobarea documentației tehnico-economice și indicatorilor tehnico-economice, privind extinderea rețelei de alimentare cu apă, strada fundătura Cuza Vodă. Voturi pentru. Împotrivă. Abțineri. Unanimitate. Proiectul a trecut. 19. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, extindere rețea canalizare strada fundătura Cuza Vodă, municipiul Rădăuș, județul Suceava. Comisiile. Economic favorabil. Mulțumesc, discuții? Nu sunt discuții, supun la vot proiectul privind extinderea rețelei de canalizare strada Cuza Vodă. Voturi pentru? Împotrivă? Abține? Unanimitate? Mulțumesc! Mergem mai departe și ajungem la proiectul numărul 20, proiect de hotărâre. Privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădăuț și al unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădăuț pentru anul 2020. Comisiile? Comisia Administrației Publică, disfavorabil. Economic favorabil. Urbanism favorabil. Cu precizarea de la prietenul faci la vot la lista 2. Băi, cum ați pic? De ce am un amendament? La proiectul de lege. Având în vedere adresa 2053, atenție, domnul Motescu. Din 18.02.2020, înaintată de managerul la Spitalul Municipal pentru Dr. Cosma și Danea, și în stat primăr în municipiul după numărul 2978 din 18.02.2020, în care îi se comunică că în data de 17.02.2020 a fost încasată pe articolul 85.01.01, plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent, suma de 109.336 de lei și propune următorul amendament. Contribuții asigurări sociale de stat. Codul 10.0301.35.000. Materiale pentru curățenie. 320.01.02. 10.000 plus. Apă canal salubritate. 20.01.04. 5.000 plus.
poștă, telecomunicații, TV, internet, 20-01-08, plus 7.000. Materialii sanitari, 20-04-02, plus 20.000. Alte obiecte de inventar, 20-03-30, 10.000. Alte cheltuieli cu bunuri servicii, 20-30-30, 12.336. Plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul urmă, da? 2. Datorită faptul că încă nu s-a deschis finanțarea la programul GAL, proiectului de programul GAL, propun diminuarea din listă din anexa 2, poziția 1 cu 1, cu sumă de 50.000 de euro. Deci dacă nu s-a depus încă, e vorba de hârtie, cotizații, o reprație. Nu e vorba de proiectul 10 ani de regulă. Mulțumesc. Mulțumesc, domnul consilier Preda. Pentru că există o posibilitate de conflict de interese, nu particip la votul acestui amendament. Discuții? Domnul consilier, Preda. Poate spune cineva la capitolul 7.1, 7.2, 7.3, 7.4. Noi am aprobat ceva timp în urmă că eliminatul public îl vom face din proiect cu fonduri europene. Nu facem cumva tot de finanțare? Nu. De ce nu facem? Păi vă spun de ce, pentru că nu era prins în proiect, era limită și nu sunt prins cu aceste scăzi din un tip rădut și la reductare pe fonduri. Deci era un număr de stres. Nu sunt toate. Proiectul din vigoare, de ce funcționează? Da, da. Este în analiză și s-a suplimentat fondurile pentru fondurile europene pentru AXA 10 și încă e în vigoare. Deci, cu siguranță, o să vă spun, o să fie... O să vă spun, dar vă spun ce vorba cu fondurile europene. Bun. Mulțumim. La 8-4, realitare statului în fața BCR, n-am mai avut noi treaba asta? Este lucrare în continuare. Dar dați-mi voi la microfon. Domnul Bate, îmi dați voi să vorbesc eu? Da, fie de data asta. De ce nu cred că aveți mică interesant? Deci, reabilitatea de cere nu a fost prinsă prin Pustacurea și din cauza că s-au văzut diferite din proiectant, s-au făcut NRE-uri și NCE-uri, s-au remutat la aici, la statului, prin NRE-uri, trebuia să la ședințe de partid de domologie. Și este lucrare în curs de anul trecut și trebuie să terminăm această cuitată. Deci e aprobată tot din dumneavoastră de anul trecut. E reportată. Da. Reportată. Deci e ultima diferență. La modernizare pistă de atletism, la ce se mai referă acum? Mai... Deci a mai fost o restanță mică de dat. Ei nu au fost adus garanția de bună execuție. Ei mi-au adus o poliță de asigurare și nu era conform noilor indicatori și atunci am oprit banii aia pentru că nu puteam să dau garanția și după ce mi-a adus polița, i-am dat anul acesta banii, diferența. Acum are ce te-ai semnat la cârt, te-ai repedez? Da. E semnat, da? Deci v-ați asumat că pot să fie probleme, da? Poți comis. Da, are 5 ani de zile garanție, e timp de 5 ani de zile, dacă se strică ceva, vine și fac pe banii lor. Vă asumați, bine. Așa de aia normal. La construcții 10 căsuțe sunt făcute, nu? Da. Asta e bine. Ce facem noi? Diferența de bani, că noi le-am dat. Ce că tocmai le-au furat balamaile. Era o întrebare. Să le pun. Să le pun. Pentru că noi le-am dat toți banii. Am înțeles. Ați înțeles? Am înțeles. Nu, că le-a rechiziționat, le-a luat acolo. Bun. Domnul Mihai este profesor? Da. La punctul 9.2, la proiectare execuției Frâncei, Mihai Bornar, la ce se referă, domnul Mihai? Sunt diferite de lucrări care trebuie să le execute. Deci la Mihai Bornar, de exemplu, îmi dau șansă, deci eu fiind contract. E partea stângăși. Da, șansul nu mi-a pus în spate acolo. Deci nu sunt majorat contractul, și dar trebuie să termine. Și ea nu mă acordează pentru că nu le-a eferat. 80% cel din garanție. Au venit acum și termină frările să facă la 80%. Deci proiectarea execuției frâncii mie. Abatorului sunt șanțări? E același contract. No, e același proiect. Contract. Deci abatorul mea important, e același contract. Tu mi s-a spus că nu era lucrările. La asta se referă. Deci nu s-a făcut comisie de recepție pentru că nu sunt recepționată pentru că nu s-au terminat toate lucrările. Suma care este pusă aici este diferența la contractul pe care l-am semnat. Contractul nu este finalizat, este lucrare în continuare. La fel și la poziția 9.1, tot la fel, fibracizul.
Deci nu este finalizat contractul, mai avem de dat suma asta de bani, dar după ce termină lucrările. Mulțumesc, doamna. La 9.3, proiectare, execuție, modernizare, străzi. Astea, cum s-au ales străzile astea aici? Cum le-ați? Asta ați aprobat indicatorii dumneavoastră acum 2 ani. Așa. Anul trecut s-a făcut licitația, a durat foarte mult, a fost foarte multe contestații. În momentul acesta, licitația, contractul este semnat. Care se fac execuție, da? Da, care v-a spus ordinea asta, le-a ascultat-o, nu? Da, pitolac, da, pitolac. Da, ai pitolac, da. Da, pitolac. Da, nu pitolac, dar sunt bucla. Bucla, dar nu sunt bucla. E bucla de pitolac, n-ai înțeles. Da. Domnul Consiliu Negruț? Da. Văd aici amplasare grup statuar familia Condor. Nu s-a terminat anul trecut. Bine, îți trăim idilei, nu-i o avere. Partea din față, aia, nu știu cine a putut să o realizeze în halul ăla. Din bucățele de travertin sau ce-i... Na, asta nici nu cred că ar trebui plătită, dacă nu ar, n-ar fi refăcută. S-a văzut cu ochii la cafea? Nu, 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 am văzut eu cu ochii mei, nu spune ochii la cafea. Eu că văzut, poate să spună. Au zis că știu, de-aia v-am întrebat. Păi, dar eu știu că i-ați dat telefon acolo, că era de față. Ce cauți cu negruț acolo? Deci, despre ce vorbim. Și după asta, omul a dat telefon la executant și a spus că ia să ia banii. Din cauza asta au pus porcările alea acolo. Bun. Și după asta, studiu de fezabilitate și cofinanțare, reparație centrală de cogenerare de reabilitare pentru centrala termică de zonă. Haideți să vă spuneți. Asta cu centrala termică de zonă. Vă spun eu. Este la Ministerul Dezvoltării, în care se pot accesa niște bani pentru termostaci. Datorită faptului că turbinile de la centrala de cogenerare au ieșit din uz și nu se pot funcționa. Eu am găsit o soluție. Vine vețienii, le dăm o parte din turbină și le aduc o turbină nouă pe aia vechi și aici, pe Ministerul Dezvoltării, noi trebuie să plătim un buget 10% sau cât și ne dă banii neratusabili pe Ministerul Dezvoltării pentru achiziția unui alt grup, dar pe motor termic. Da, centrala asta e să ne spuneți mai bine, da? Cum? Centrala aia noastră, scuze-mă, te rog să mă scuze. Dom'le, deocamdată, da? Noi am făcut și facem această investiție, pentru că centrala, în momentul de față, nu-i predată, dar trebuie să o predea. Dar trebuie să luăm că până pe 31 martie, noi trebuie să trimitem o copie de asta la Minister ca să ne prindem finanțare. Că îi vine din cotă parte din sumă, de exemplu, Vatra Dornii, o lua și anul trecut bani și anul ăsta, pe același sistem, da? Și am zis că noi să încercăm să ne dea niște bani, pentru că 1 milion de euro, 2 milioane de euro sistemul de turbini, nu o să găsim noi. Și de asta am pus aici, am mai venit cu 10%, da? Deci comisia de predare primire este constituită la nivel de... Da, centrala nu funcționează la ora actuală. Ba da, funcționează, ca încălzire în cameră. În regim de cazare. Dar nu prin cogenerare. Nu prin cogenerare. Nu prin cogenerare. Cogenerarea nu merg pentru că le-a ieșit turbinile din... Ori funcționare. Erau 5 mii de ore de funcționare, sau 5 ani. Nu merg. Mă rog, încă o dată. Cum fac el vețienii? Iau centrala, iau turbinele și ce fac ea? Da. O iau. Iau turbinele, aduc alta din America, sunt americane turbinele, iar vecinii aduc altă turbină. Cu ce bani? Păi dăm și dăm turbina vechi, două turbini vechi și parte de turbo de acolo. Și una nouă. Da. Câți bani dăm? Nu dăm nimic, n-ai priceput, nu dăm nimic. Nu, nu. Amenajare piața garofilor, parc proiectat, execuție, comisioane, cote ISC de gen de șantier, 30.000 de lei. Nu s-a terminat piața garofilor? Nu-i terminată, dar nici nu da garanție. Nu suntem garanție. Nu-i conform proiectul acolo. E conform proiectul, 100%. Dacă știi altul alt proiect, deocamdată, coordonator de credite și avizat de proiecte sunt eu, tatăl. Nu altul. Fiind de prezentare muzeul etnografic, știu că a fost varianta unui film gratuit, cum am făcut, 21.800, adică vreo 4.500 de euro. Da. Da, foarte mult, cum dați și. Nu știu dacă... Nu, ilegal. E ilegal. E ilegal, nu e ilegal. E ilegal să... E foarte ilegal.
foarte legal, am înțeles. Spuneți-mi, aveți o rubrică și... Exact, cu sale ordonanțele a 25 noapte. Eu am semnat contractul său. Am înțeles. Am dat 13 ori noapte, tot nu? Noapte sunteți ocupat? Noapte sunt ocupat, m-am învățat și la timp. Spuneți-mi, vă rog, aveți un capitol cu finanțare? Scuze. Ce de sunt? Da, de fi serios. Cofinanțare fondurile la plene aveți? Avem? Doamna. Dacă îmi dați mie un microfon... Închid microfonul. Doamne, că te-ar dați un microfon. La fiecare investiție care este aici, este inclusiv Venusul la anexa 2A, este la 2B, sunt cofinanțările la proiectele europene, la anexa 2, la capitolul 2, la învățământ, unde avem PNDL-urile, sunt prinse și cofinanțările aici. La PNDL-urile sunt fonduri europene. Nu, eu am zis de cofinanțări. Și la anexa 2. Eu am zis de cofinanțări fonduri europene, încă o dată. 2A și 2B sunt cofinanțările la proiecte europene. Doamna directoare, nu sunt rupi, sunt plei, da? Nu, lei. Și când vom avea și celelalte proiecte europene, se lucrează la ceva de genul ăsta? Da. Puteți spune ce ați? O să aprobați după buget. Comisia aia lucrează mult așa, la fonduri. Tratare. Există? Comisar, m-am bucurat să... Dar nu la capra voastră, nu lucrează acolo, aici. Sau nu consideră, da? O eficiență fantastică. Nu vorbeați, domnul primar. Am mai discutat de-a voastră, sunt să luăm ce măsură, nu știu ce trebuie să se întâmple. Avem un rândul de la Muzachi. Bun. La rândul de la Muzachi. Da, de la Muzachi, în centru generatorie. Acolo nu am făcut nimic, n-am alocat nimic. Ați văzut, că mai sunt întâmplă accidente acolo. Să fii sănătos, nu reducă viteza. Noi, dar putem să facem ceva, măcar niște date de rozete. Putem să facem ceva, vă dați seama că deci se întâmplă. Deci eu vă spun, nu pot să-l primesc că domnul Țarevici e la poartă la Grapu. Și dacă e, vin că îl urmăresc pe el. Deci am vorbit serios, domnul Țarevici. Deci am vorbit cu domnul Puni el camerii, fără să plătească nimic, și ne urmărește și nu de la poliție. Cu domnul Coajă. Domnule, pune el cu patru camere care vor fi monitorizate cu totul. Dar trebuie să punem și niște scoaturi din astea ca să se facă ceva acolo. Are acum. Deci odată dura, îl pune înapoi. Are neapărat să facem. Acum le pune, săptămâna viitoare le pune înapoi. Domnul Consiliar Negruș. Da, revenim la o cimă doare, nu doare pe mine, în fine. Văd că aici... Doamna doctor. Poftim? Aveți o durere ceva? Da, de ce? Nu, că avem... Vroiați să-mi acordați asistență cumva? Nu eu. Nu, m-am gândit că acum poate aveți... Poate aveți abilități acum de o bucată timp, nu știu. Să revenim. Cheltuieli de personal... Aveți un consilier care umblă unul cu umblă? Să umblă, treaba lor. Cheltuieli de personal, avem aici estimate, nu? Este un buget estimat, de 20.202.000. O creștere față de ceea ce s-a executat în 2019, de la 18.050.000. O creștere. O creștere față de bugetul care s-a executat. Noi merită, domnule. Chiar nu vă înțeleg ce vreți acum. Se scot în evidență creșterea care se succesă. Se scot în evidență creșterea, dacă este un scot. Nu știu. Au crescut salariile datorită faptului că s-a mărit salariul minim pe economie, da? Bun. Diferența la asta cu creșterea salariului minim pe economie e undeva de un 7,9%, un 8%. Ceea ce dacă la cheltuielile de personal efectuate pentru 2019, de care am vorbit și le avem la mapă, de 18.050.000, nu iese. Este suma de 20.202.000 prea mare față de aceste creșteri de cu salariul minim pe economie. Am fost o creștere salarială la Direcția de Asistență Socială. Da. Microfon. Da. Microfon. Nu telefon, microfon. La Direcția de Asistență Socială sunt 136 de salariați, din care 99 sunt salarizați pe legea 250 din 2007. Deci, alea n-au legătură cu salariul minim, pentru că nu se aplică legea 153. Prin urmare,
apar aceste creșteri. Dar e o creștere enormă. Adică nu este enormă, da? În loc să vă uitați, nu este enormă, este conform legii. Și, da, bun, mulțumesc frumos, nu, asta e. Iarăși vedem dacă ați bugetat iarăși voucherele de vacanță. Care e strategia asta? Este, vreau, ce vreau să întreb? Este obligatorie bugetarea asta a voucherelor de vacanță? Este obligatorie plata voucherelor de vacanță? Prin lege. Dacă legea spune că este obligatoriu sau nu să le bugetați și dacă este obligatoriu sau nu să le plătiți. Legea scrie că se pot acorda voucher de vacanță. Noi, când am făcut bugetul, am prins aceste vouchere. Dacă vor fi bani, se vor acorda. Dacă nu, mai așteptăm. Încasări. Trebuie să avem încasări. Anul trecut nu au fost încasările peste 90%. Din cauza asta, bugetul nu l-am putut face decât la nivelul încasărilor de anul trecut. Și din acest motiv, deci, dacă vom avea încasări mai mari, vom primi voucher. Deci, înțeleg, voucher. Fără banii ai care ne-a dat vorba, nu? Fără. Da. Mai pot să mai spun un... Auziți? Vorba de primi-a dat la închepărat, domn deputat. Fără, da, nu știu, nici noi cunosc. Nu cunosc? Domnul deputat, nu cunoașteți? Da, da, domnul primar, frumos. Pot să mai... Văd aici o listă de obiective de investiții din bugetul local. Învățământ. Grădinița Prichindelu. Continuare proiect amenajare de loc 180.000. Studii de fezabilitate pentru ISU, GEP, sanitare, autorizare sanitare s-a dat iarăși 18.000. Și văd aici iarăși două sisteme de tratare ape, două bucăți. Foarte bun. 10.200 e cam undeva la 5.100 de lei bucata de sistem de tratare ape. Același lucru se poate vedea și la grădinița Micul Prinț. Tot două bucăți, 10.200, da, am spus bine. Bun. De unde, cine cumpără aceste sisteme de apă și de unde se cumpără? Grădinița cumpără, nu-i treaba lor. Deci dumneavoastră îi dați banii și grădinița îi treaba ei ce face. Că îl cumpără când îl cu 5.000, că el e 2.000 și îl cumpără cu 5.000, îi treaba ei. E treaba ei. Unul, doi, poate și renunța. Nu, deci nu e vorba de renunțat, cred că aici e la copii, sunt sistemele astea de apă, sunt aproape, cred că la toate școlile, inclusiv la Curmuzachi, în cancelarea profesorilor, există un sistem de apă de la EMU, e luat, care 9 milioane costă numai filtru, nu știu cât costă mentenanța. Bun, mentenanța, cine o plătește la... Nu este mentenanță? Și ei pot achiziționa cu prețul care ei au venit cu o ofertă. Da. Noi inițial nu am prins în buget aceste sume. Când am discutat cu fiecare director în parte, am stabilit prioritățile și au spus ce mai doresc. Am înțeles. Dar știm că la un asemenea sistem de 5.100 de lei, un filtru costă destul de mult. Eu știu că costă 9 milioane. Poate să coste mai mult sau mai puțin. Cine plătește acel filtru? Că sistemul ăsta de apă funcționează pentru că am în jur de 5.000 de litri de apă. Cine plătește? Când se termină filtrul ăsta, când o să mai funcționeze? Cine îl plătește? Păi atunci o să plătească școala din banul pe relev. Acum asta este o investiție, investiții nu pot face ei din banii lor. Filtrul după aia să plătească ei din banii pe relev. E piesă de schimb sau o vechi libertate. E consumabil, nu e funcționare. Domnul consilier, am înțeles că aveți niște oferte. Când vreau școli? Vă rog, domnul consilier, că... Referitor la aceste aparate, există o adresă de partea prefecturii în luna noiembrie 2019, prin care ne recomandă tuturor școlilor din județul Suceava, în cazul în care apa nu este conformă, să achiziționăm astfel de aparate. Bineînțeles, nu din rădăuța opinie, conform legii de achizițiilor publice. Însă ele sunt necesare în cadrul unităților școlare, fiindcă apa nu este potabilă în foarte multe unități școlare. S-au făcut teste pe anul, când vă duce așa să... Păi vă dau eu, WhatsApp-ul meu vă dau, că dumneavoastră dormiți noaptea. Și eu vedeți când primesc cam mai multare la România. Eu sunt rătos, când dorm noaptea. Nu știu când dormiți noaptea, dar eu vă spun că primesc exact și m-a întrebat. Uite, eu acum la Divuș, două zile m-a întrebat cât e pe drum. Exact pe aceeași treabă. Deci ia paneacul și câte avarii să fac și tot acolo. Asta e viața, n-am nici partii. E pe rețele de aici au foarte multe avarii. La început de an, fiecare director face, pentru a fi autorizat, pentru a-i se da autorizația, face toate testele, inclusiv a apei. Doamna directoare de la
grădinița Micu Prinț a venit și chiar l-a rugat pe domnul primar să ia el probe de apă, să vadă că nu sunt. Că inițial domnul primar a spus că nu mai pun, că și așa sunt discuții. Bineînțeles că ea a insistat foarte mult și atunci am zis că facem și ei să se ocupe de restul procedurii. Domnul consilier Mutrescu, n-am văzut nimic în buget legat de locuri de joacă pentru copii, n-am văzut nimic în buget legat de spații verzi, n-am văzut nimic prins din decolmatările de ani. Dar unde vreți la ce capitol? Nu știu, dar faceți ceva? Nu, dar vă trebuie dumneavoastră, dacă n-ați văzut la bugetul, da. Ce ați văzut acolo? Da. Spațiile verzi intră la cheltuieli curente, domnul. Stați să învățați patru ani măcar asta. Deci le cheltuieli curente, spațiile verzi, iluminatul public. Lați-o pe rând. M-am întrebat oameni de locuri de joacă pentru copii. Locuri de joacă pentru copii sunt prinse pe fonduri. Unul este, eu am făcut câte am, patru, nu? Patru locuri până acum. Dumneavoastră, în mandatul dumneavoastră, a spus niciodată. Nu a dumneavoastră, chiar asta pe sedia atunci, când erau pe gireu. Iar diverse. Da, nu pe sedia, era asta pe sedia atunci când împreună. Da, domnule, mă întreb de locuri de joacă, nu mă întreb de diverse. Locuri acum, patru locuri de joacă. Două locuri de joacă sunt prinse pe fonduri. Domnul Preda, este prins un loc de joacă la... Da. La... Nu poate vorbi. A, nu poate vorbi. Deci este pe gal prins un loc de joacă și unul, un loc de joacă va fi sponsorizat acolo la Habitat de o firmă. Probabil care e abituiți dumneavoastră acolo și fără unul acolo. Așa. În fiecare apă spunem că Rădăguț se fac curse de mașini, motociclete și ăsta. În fiecare an vă rugăm să mă arătați de nivelări, domnul primar. Tot vă rugăm în fiecare an. Nu mă rugați, că vă rugăminte atunci, că voi dumneavoastră sunteți împotrivă tot timpul. Am înțeles că sunteți împotrivă. Sunt funcționarii și le punem acum toate... Dicomatarea albilor din râuri care trebuie rădăriți, care se pline după noi, noastre, sunt ale noastre, care nu sunt ale noastre, este pe funcționarii. De exemplu, aici la parcul aici, deja săptămâna viitoare s-a pus în dicomatare. E tot rău, că sunt foarte multe curse. Nu este problema noastră acolo. Și apoi, domn primar. Apele române plus... Anifu. Anifu. Și a spus ceva de mersul la Anifu, apel de curățare. Anifu a început deja, nu trebuie de curățare. Am și lucrat. Dar nu, cu domnul nu pot. Domnul consilier, mă rog. Sunt la fonduri europene, dar aș vrea să știu și în special pentru toți, pentru mine, care e situația cu Galo? Florinari, vă-ți vorbească. Poate domnul... Hai, spuneți-ne. Situația cu Galo este pe fază final acum. S-au făcut toate demersurile. Probabil că într-o lună jumătate se va... Nu contractul de finanțare, contractul este semnat. Deci probabil că vom începe și ne da drumul pentru licitație la lucrări. Pe por vorbesc, asta ne interesează, pe lucrările pe por. Și aici pe por, vă spun dacă doriți și ce avem, ca să știe lumea că nu o spunem după aia. Deci, pe POP-ul, hai să încerc, vorba așa. Program de curățire și igienizare a zonei, 7.32.000. Loc de joacă pentru copii, 60.000. Instalații sanitare, toalete, duș, mașină și spală. Aici se fac acum de tehnici 170.000 pe copul și 130.000 pe por. Construirea unui centru comunitar de resurse. Domnule, asta să știm, dar tot timp. Vă spun eu. Vreau să știm efectiv. Haideți, dacă o știți, spuneți-mi ce drumuri sunt prinse pe por. Pe gal, hai spuneți dacă nu. Erau vreo 7-8 km pe care nu... Spuneți drumuri, să te înveți de două. Domnul primar, erau... Eu lipisesc ceva, am lipisat. Da. Domnule. Deci eu vă spun că probabil că nu depinde de noi. Lista asta ne este citită de un an jumătate. Domnule, aici sunt derularea fondurilor europene. Termene. Când? O lună jumătate. Ați zis că domnul jumătate. Domnul deputat mi-a ales că puneți să facă o interpelare. Când de drum la cap? Ați eu zic că două luni și se vor întâmpla. Haideți, vă rog foarte mult. Haideți, vă rog foarte mult. Trebuie să știe rădăuțenie. De ce v-ați militat așa? Dar nu m-am militat. Acum am întrebat nici stres, dacă nu știți. Nu, știu că 7-8 km, pe care le-am și eu susținut și n-am nicio problemă să le susțin în toată. Doar că nu le vedem în practică. Da. Și eu îți doresc, mi-am dorit și am trecut de până în practică, dar am zis tot. Fondurile seama. Dacă mai sunt alte discuții? Ok. Dacă nu mai sunt alte discuții, avem de aprobat amendamentul la proiectul de hotărâre. Privind...
aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2020. Grupul PNL nu participă la amendament și nici proiect. Grupul PNL nu participă la amendament. Am înțeles. E vorba despre adresa înaintată de amendamentul făcut de domnul primar privind înaintată de managerul spitalului Sfinții Municipale, Sfinții Dr. Cosma și Damian. Plații efectuate în anii precedenți și recuperare în anul curent. Cine este pentru? Voturile se aprobă cu mici majorități. Consilierii prezenți la ședință. La procedura de vot nu se votează în lipsa consilierilor. Da, da, da. Vă rog frumos. Cine este pentru? Domnul președinte, vă rog să mai citiți la amendamentul. Deci e vorba de amendamentul privind proiectul de hotărâre pentru bugetul de venituri și cheltuieli vis-a-vis de plățile efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent în sumă de 109.336 de lei de către managerul spitalului municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian. Vă rog, votul pentru? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Împotrivă? Abține? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Deci dacă îmi permiteți, domnul președinte, stimați colegi. Amendamentul, domnul secretar, a trecut, nu a trecut. Amendamentul nu a trecut. Deci banii ăștia, 109.000, reprezintă banii de concedii medicale pe care spitalul i-a plătit către angajații spitalului și i-a recuperat de la Casa de Asigurări de Sănătate. În momentul în care nu votați acești bani, n-am nevoie de microfon. În momentul în care nu votați acest amendament, înseamnă că nu poate spitalul să recupereze banii pe care i-a plătit deja. Nu vă înțeleg. Domnul secretar, haideți să luăm votul, pentru că s-a discutat foarte multe. A fost, ne-am zăpăcit, eu cel puțin m-am zăpăcit de asta, v-am rugat să mai citiți o dată amendamentul. Haideți să le luăm dacă se poate, dacă nu s-a votat. Pare foarte rău, deja ne-au trecut procedura de vot. Este vorba de un amendament cu deputarea proiectului. Proiectul poate fi reluat. Amendamentul tot formă modificată, dacă se poate, ca să mai am o problemă. Având în vedere adresa 2503 de 18 a 2020,
realitate de manager pe care am început să tot nu vorbim și Damian, că am dut registrat pe Maria Deci, pe răzul numărul 2019-18-2020, în care mi-a comunic că data de 17-2020 a fost încasat pe articolul 85-01-01, grăție fixate ale precedenței de reiterate de anul preț, suma de 1.336 lei, se propune la tratamentul. Contribuția asigurării sociale de stat, din 35.000, materiale pentru răcenie, 10.000, apă canalistă, 15.000, voști de telecomunicații, 7.000, materiale sanitare, 20.000, alte obiecte alimentare, 10.000, alte cheltuieli cu bunuri și servicii, 12.336 de lei, plăți efectuate în anii precedenți și cumpărate în anul curent. Datorită faptului că nu s-a dat drumul la finanțarea proiectului prin programul GAL, propun diminuarea listei de investiții din anexa numărul 2, poziția 1, pe 1-1, cu suma de 50.000 de lei. Pune 50.100, că e același amendament. 50.100. Deci, pe data de 17 februarie, Casa de Asigurări de Sănătate, ca urmare a presiunilor pe care le-am exercitat pe Casa Națională, a dispus efectuarea plăților restante a banilor din concedii medicale din luna septembrie 2019. Adică Casa Națională are o întârziere foarte mare în a-și plăti banii pe care legea îi obligă să-i plătească către toți salariații. Spitalul plătește din buget propriu banii pe concedii medicale și și recuperează când și recuperează. A fost o situație când am avut de recuperat 1.187.000. În momentul de față am recuperat această sumă. Bugetul a fost trimis de către Spitalul Municipal, către primărie, la o dată anterioară datei de 17, cu suma de respectivă în minus, iar în momentul de față, prin acest amendament, se introduce în bugetul spitalului această sumă. Banii au ajuns în contul spitalului. Nu înțeleg. Ce așa complicat? Domnul director, domnul manager, este problema asta. Este la nivel național cu concediile medicale care nu s-au plătit cu 4-5 luni. Domnul secretar, vreau să știu dacă se respectă procedura legală vis-a-vis de amendamentul propus de către domnul Simona. Așa cum am încercat să spun, nu a fost lăsat, un proiect de hotărâre odată votat nu poate fi reluat în ședința de consiliu. Amendamentele, conform codul administrativ și regulamentul Consiliului Local, se supun aprobări în ordinea care au fost formulate. Dacă se aprobă un amendament, nu mai pot fi supuse dezbatere amendamente contrare. Dar dacă se respinge un amendament, se pot, prin pe care de consecințe, propune și alte amendamente. Dar dacă sunt mai multe amendamente, cum? Exact. Dar dacă sunt mai multe amendamente, nu se votează doar? Asta am spus. Asta am spus. Asta am spus. Da, da. Modificat, vreau să zic. Da, e modificat. Dacă mai sunt discuții, domnul manager, vă influențează modificarea sumei de 50.000 în 50.000? Nu, nu. Ok. Nu, nu. Supun la vot amendamentul domnului Simota. Votul pentru? 5 lei, 5 lei. Contra? Abține? Discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot, vă rog. În condițiile care nu mai sunt într-o stare de conflict de interes, acum pot.
pot să vă spun despre situația Galului. Deci, în data de 19, Asociația Galului Vară-Dorț a primit o informare că a fost aprobată procedura de evaluare și selecție a proiectelor. Prin programul GAL AXA 9, POR AXA 5, POPUM, se poate implementa proiectul prin trei mecanisme de contare. Cereri de plată, cereri de rambursare și cereri de avans. Cererea de avans este cea care durează cea mai mult. Cererea de plată înseamnă că un constructor trebuie să vină să facă pe banii lui, după care să aștepte de contul. Recomandarea ar fi pe cereri de rambursare, caz în care beneficiarul face cheltuielile pe banii proprii, după care decontează de la instituția finanțatoare. Începând cu data de 19, se pot demara toate acțiunile necesare implementării proiectului, respectiv licitații, proiectare, contracte de execuție și așa mai departe. Înțeles? Dacă mai sunt discuții? Dacă nu mai sunt discuții, supun la vot proiectul numărul 20, în forma amendată, privind aprobarea bugetului propriu al municipiului Rădău și a unităților subordonate Consiliului Local al municipiului Rădău pentru anul 2020. Voturi pentru? 10. Împotrivă? Abțineri? Aș mai vrea să fac un mulțime. Proiectul a trecut. Referitor că mi-am adus aminte că m-ați întrebat și perioada de implementare. Asociația Galul Vară Dăuță are perioada de implementare până la octombrie 2023. Până la ora actuală suntem primul gal de țară, tot ce înseamnă proceduri, tot ce înseamnă documentații care au fost solicitate și noi le-am trimis. În consecință, sper că vom fi și primul gal din toată România, că nu suntem singuri, sunt 37 cu totul noi, care vom demara toate investițiile. Deci timpul pentru proiectele pe fonduri europene, de regulă, la un proiect mic, de 40.000 de euro, dau un exemplu, este de un an de zile perioada de implementare până ajung bani. La un proiect de la 200.000 de euro, de la 40.000 de euro în sus, este 2 ani de zile, iar la proiecte mari ai perioada de implementare de 3, chiar și 5 ani de zile. GAL are perioada de implementare 5 ani de zile. Mulțumesc! Vă rog! Domnul primar, vă rog frumos să țineți cont de faptul că vă mai susținem o dată și vă votăm bugetul, să-l respectați, să-l duceți la îndeplinire. În condiții normale, n-am vrut să vă votăm bugetul, însă aveți încă o dată din partea noastră votul, așa cum l-ați avut la buget. Vreau să nu vorbiți cei care pot să împotrivă. Mulțumesc frumos, domnul. Nu mai am fost împotriva. Propun recunoscător și vă spun că eu zic că rădăuțenii vă să vă mulțumească pentru acest lucru. Proiect numărul 21, privind modificarea statului de funcție al aparatului de specialitate de primarul municipiului Rădăuț, în mirea transformării de funcții publice de instituții, ca urmare finalizării privatizării de stagii, către un funcționar public din cazul cu parteneri de la autoritatea locală de transport și autorizare comercială. Avizele? Comisia Administrației Publică a vis favorabil. Comisia Economică, mi s-a vădat. Discuții? Supun la vot proiectul privind modificarea statutului de funcții. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Domnul președinte, am desemnat un contract că mi s-a ajuns la Suceava, dacă îmi permite să plec puțin mai repede. Vă mulțumesc. Proiectul a trecut. Proiectul numărul 22, privind aprobarea modului de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024. Comisia Administrației Publică a vis favorabil. Urbanism? Mulțumesc. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul privind aprobarea modului de completare a Registrului Agricol pentru perioada 2020-2024. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiect numărul 23. Proiect de hotărâre privind reprezentarea justiției a Consiliului Local al municipiului Rădăuț. Discuții? Avizul Comisiei de Administrație Publică? Comisia Administrației Publică, aviz favorabil. Discuții? Dacă nu sunt discuții, supun la vot proiectul de hotărâre privind reprezentarea justiției a Consiliului Local al municipiului Rădăuț. Voturi pentru?
Împotrivă? Abține? Mulțumesc! Mergem mai departe cu proiectul numărul 25. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui consilier local în Comisia pentru Activități Sociale, Culturale, Învățământ, Sănătate, Familie, Muncă și Protecție Socială, Sport, Agrement și Protecție Copii și Tineret din cadrul Consiliului Local al Municipiului de Rus. Comisia Administrației Publice a vis favorabil, de asemenea voi propune pe doamna doctor Popescu Angelica să fie în această comisie. Mulțumesc! Discuții? Trecem la vot, fiind o singură propunere, propun procedura de vot deschis. Voturi pentru? Împotrivă? Abțineri? Proiectul a trecut. Proiect numărul 26, proiect de operare privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice a clădirii C1, Spital Vic, în cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian, Municipiul Rădăuți, județul Suceava. Comisiile? Comisia Economică a fost favorabil. Domnul favorabil. Mulțumesc. Poftiți? Da, domnul președinte. Deci, aceste bani vor veni din fonduri norvegiene, niște granturi pentru care se vor face investiții la Spitalul Vic. Deci nu sunt bani din bugetul primului. Mulțumesc. Alte discuții? Nu sunt. Supun la vot proiectul de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, creșterea eficienței energetice, energetice a clădirii C1, Spitalul Vic, în cadrul Spitalului Municipal Sfinții Dr. Cosma și Damian. Votul pentru? Împotrivă? Ați votat un sfârșit ca Traian, era nervos. Abțineri? Proiectul a trecut. Dacă nu mai sunt discuții. Vreau să mulțumesc consilierilor care au votat toate cele investiții la bugetul Municipiul Rădăuți, nu le votam, de-a primire, votat în Rădăuțe. Și alți care nu le votat, o să apară pe un pliant și o să fie exact cum a fost alte proceduri. Mulțumesc frumos pentru cei care au votat bugetul și au înțeles că este un buget și investiții sunt foarte mult în Municipiul Rădăuți. Și îmi pare rău, dar sunt unii consilieri care trebuie să mai ții minte străzile care se asfaltează, pentru că dacă îi deci, un consilier nu trebuie să ducă muncă numai în sala de ședința consiliului. Deci, trebuie să fii și pe teren. Dar, probabil că îi va vedea în campania electorală iunie și locuitorii Rădăuțului îi vor întreba pe unde au fost 4 ani. Asta nu-i treaba mea. 2. Vreau să vă spun că am venit o adresă la Compania Națională de Investiții, în care ne comunică că suntem prinși pe lista sinteză a programului complex sportiv, construie bază sportivă tip 2 și vă spun și locația, deci această bază sportivă va fi construită în locul fostului patinoar artificial, natural, care a fost acolo, pe Ștefan cel Mare. Acum, domnul secretar, vă dau o temă de studiu, a fost ieri acolo și vă rog să-mi comunicați, comunicați Consiliul Local, este un cetățean acolo care a făcut gard și stâlpii de lunat la fostul patinoar, sunt în gard, în curte, în grădina dumneavoastră. Vreau să știu și eu cum au ajuns stâlpii respectiv în grădina unui proprietar. Să vă rog să vă vedeți care e situația cu ei. Și pentru aceasta o să trebuiască să facem un proiect de hotărâri în ședința următoare cât mai repede și trebuie să dăm, să vedem amplasamentul, ne trebuie extrasul de carte funciară, ne trebuie studii geo, studii pe coordonate și tot ce trebuie și inclusiv deci obligativitatea după predarea amplasamentului și obiectivul de asta se mențină pe perioada de 15 ani. Deci 15 ani trebuie să rămâi sală de sport acolo.
Dau cuvântul domnului consilier Bătrân. Am o succesă pentru domnul primar Lot, să urmărească consiliere până își beau cafeaua și să facă pliante cu cei care au votat sau nu un anumit proiect. Ar fi mai bine să urmărească angajații de pe fonduri europene, de exemplu. Și poate reușim să intensificăm aspectul ăsta, activitatea asta, pentru Rădăuțeni încă o dată. Eu pentru Rădăuțeni lucrez 7-5 și în fața lor, nu faceți probleme. Și în timpul liber, nu spuneți dumneavoastră în timpul liber ce trebuie să fac eu. Nu știu ce a fost o sugestie elegantă. Nu, elegantă. Dacă puteți gestiona, ok, dacă nu... Nu, n-am ce să gestionez și nu mai vreau exemplu de la o primărie care e în faliment. Domnul consilier... Puteam la părțile bune de acolo, nu tot ce Aș vrea să lansez o invitație publică pentru toți consilierii, cât și pentru toți ascultătorii noștri. În data de 28 februarie, ora 14, la Hotel Gerald, are loc o campanie de conștientizare realizată de Asociația Galor Maradouz cu privire la tranziția către economie scăzută de dioxid de carbon, în care ne propunem să promovăm utilizarea energiei din surse regenerabile și promovarea colectării selective a deșeurilor. Ca invitați, vă vrem să invităm dumneavoastră, organizator, primăria Rădăuți, GAL, partener, servicii comunale și așa mai mulțumesc că ați spus să declar ședința închisă.